Clădirea ce a găzduit înființarea primei organizații a ziariștilor din România reîntregită a fost locul în care și-au dat întâlnire ziariști de excepție. Împreună au sărbătorit 100 de ani de jurnalism de calitate. Este o sărbătoare a noastră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști în România, dar doresc ca această sărbătoare, această celebrare, să fie de fapt o bucurie și o sărbătoare a jurnalismului profesionist din România. Și cum momentul de sărbătoare trebuia marcat, a fost dezvelită o placă omagială care să le arate tuturor celor care trec pe strada Constantin Mile că acolo s-a scris o pagină din istoria presei românești. Se sfințește placa aceasta prin pogorârea Harului Sfântului Duh, cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Uniunea ziariștilor profesioniști și-a dorit ca, prin evenimentul ce marchează 100 de ani de activitate, să transmită și un mesaj. Presa trebuie să fie acum mai unită ca niciodată. Nu este nevoie numai de unirea poporului român, ci și de unirea ziariștilor. Pentru că altfel cădem în, în mercenariat, cădem în, individualism și nu putem construi nimic în țara asta. Ziariștii având o datorie în sensul ăsta, pentru că ziariștii fac parte din ceea ce numim convențional societatea civilă. Deși presa este uneori, putem spune, scindată datorită interese politice, economice, sociale, puncte de vedere diferite, ca într-o democrație cu libertatea de exprimare, să înțeleagă că împreună vom putea face multe lucruri bune. Cred tare mult în presa românească, care nu este mai proastă decât în alte țări. Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Octavian Hoandră și îmi face plăcere să vă prezint Realitatea Românească. Vă spun că îmi face mare plăcere pentru că într-o viață e foarte greu ca un simplu pământean să fie prezent la 100 de ani de la nașterea țării în care trăiește, centenarul României. Eu l-am prins și sunt fericit. Și mai prins și centenarul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, o chestiune care iarăși nu e la îndemâna oricărui om muritor. Mulțumesc lui Dumnezeu că fac parte din și că pot să mă bucur în țara mea de astfel de evenimente extraordinare. Un astfel de eveniment, doamnelor și domnilor, trebuie cinstit, pentru că, cel puțin noi ca profesie, nu avem marele noroc de a fi iubiți toată ziua de către toată lumea. În orice caz, orice democrație are nevoie de ziariști. Și faptul că suntem astăzi martori la un astfel de eveniment, cred că ne face cinste, atât țării, cât și nouă truditorilor în această ramură, cât și oamenilor care se bucură de rodul muncii noastre, uneori cu greu căpătat și cu multe sacrificii, și cu sărăcie și cu toate lucrurile care le trăiește orice român trăitor în România acestor ani. Plăcerea mea și a dumneavoastră, și a dumneavoastră în primul rând, este să cunoașteți sau să recunoașteți niște oameni cărora ziariștii și nu numai ziariștii le datorăm mult. Oameni din ale căror păreri am învățat să punem la îndoială, mai ales, multe lucruri pe care le-am trăit. Și dacă nu erau acești oameni care astăzi s-au adunat, după cum ați văzut în materialul de dinainte, să sărbătorească această zi memorabilă, care a fost astăzi, nu eram mai săraci cu toții, și sufletește, și în ce privește informația, care nu e atât de necesară. Să vă prezint invitații mei din seara aceasta, domnul avocat Sergiu Andon, un ziarist celebrul pe care îl știți din scris de la televizor și pe care l-ați auzit și ați fost sau n-ați fost de acord cu el. Domnia sa este aici, între noi, îi mulțumim pentru asta.
Maestru Horia Alexandrescu, un bun prieten drag mie și inimii mele, pe care îl știu de mult și căruia îi datorez și eu foarte mult. Horia Alexandrescu, bună seara, maestre. Bună seara și felicitări pentru premiul pe care l-ai luat la APTR la sfârșit. Asta mulțumită dumneavoastră invitațiilor mei. Eu trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră, că dacă nu aveam invitați buni, nu luam niciun premiu. Mulțumesc. Domnul Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii, cu dumneavoastră ar fi trebuit să încep, dar am luat-o din dreapta. Eu fiind de stânga, am zis să o iau de data asta din dreapta. Domnule președinte, vă mulțumesc că sunteți aici. Lumea vă știe de la radio, este o voce. Dacă lumea închide ochii și dumneavoastră vorbiți, probabil că oamenii știu cine sunteți. Se întâmplă deseori așa. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag, și eu vă mulțumesc. Pentru premiul acela. Onorează. Și vă aștept în Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Cu mare plăcere, este o onoare pentru mine și o să... Eu mă gândesc că încă nu e de aici. Da. Domnul Miron Manega, un jurnalist excepțional pe care îl știți de atâta timp și dumneavoastră din scris mai ales, mă bucur că sunteți aici. Domnule Manega, ați vorbit foarte frumos și în materialul pe care l-am avut. Și secretarul Uniunii Ziariștilor Profesioniști, domnul Ovidiu Zamfir, mai tânăr, dar așa e bine că generațiile se noadă și probabil că e și o ștafetă pe care o dați dumneavoastră, ne-o dați nouă, noi o dăm, poate că așa merge bine presa. Pentru că acum ați văzut, există o falie adâncă între generații. Pe vremea când eu am început presa, în 90, nu era... N-aș fi crezut că se creează asemenea falii uriașe între generații, dar istoria, nu știu, nu zic că e bine, e rău, nu știu cum e, dar mai bine vă las pe dumneavoastră să povestiți despre Uniunea Ziariștilor Profesioniști, care are, doamnelor și domnilor, și o publicație, mai multe publicații, de o publicație absolut extraordinară, color, pe hârtie foarte frumoasă, o vedeți acum. Uitați, celebri artiști jurnaliști din perioada interbelică, un conținut foarte bogat. Dar asta eu nu o văd, domnilor. Nu o văd, nu știu de unde să o cumpăr oamenii, nu știu, poate vorbi și despre asta. Și are și un ziar cum erau pe vremuri și mi-ar fi plăcut să mai fie și acum. Certitudinea. Ce frumos, parcă suntem în anii 90, ce frumos era când erau zeci de ziare, toate mari așa. Aceea am ajuns la concluzia că nu-s bune, că-s bune așa două foi și niște poze uriașe. Cum a evoluat presa, domnul Andon? Cum vi se pare evoluția presei? Dumneavoastră ați trecut prin multe etape ale devenirii presei. Cum vi se pare că e acum față de tinerețea dumneavoastră când ați început presa? E greu să răspund într-un moment sărbătoresc la asemenea întrebare, pentru că să aparent, un pic, să vedem ce sărbătorim. Așa, ce sărbătorim? Sărbătorim atunci? Eternitatea aproape de profesie de ziarist, să zic eu așa. Și aș începe chiar cu asta. Am crezut că numai prostie eternă, dar acum când dumneavoastră ziceți nu. Că... Și am să vă spun care sunt reperele mele. Vă rog, am glumit. Am zis și astăzi, peste 10 ani, vom jubila două veacuri, 200 de ani de la primele publicații în limba română, ziare în limba română. Dar eu merg mai departe, chiar mă gândeam tot cursul zilei de astăzi și cu asta mă apropie și de răspuns. Cine oare își amintește, dacă întrebe 100 de oameni, cine a fost sau ce a făcut Miltiade, generalul Miltiade? Foarte puțin vor ști. Dar dacă întreabă cine a fost soldatul de la Maraton, știe toată lumea. Miltiade a fost generalul care a câștigat bătălia. E, istoricii îl cunosc, dar lumea largă nu știe. Soldatul, după mine, a fost un fel de ziarist. El a alergat cu informația până și-a dat sufletul. Așa că, după părerea mea, nevoia oamenilor și mai ales a comunității, a societății de a fi informată și aș adăuga prompt și corect este eternă, de-aia ziceam eternă. Și totdeauna, indiferent de oscilațiile
profesionale la un moment dat, care există, să nu, da, sigur, să nu ne amețim, rezultatul de perspectivă nu poate să fie decât succesul, pentru că rezistând, durând această nevoie, această sete de informație, într-un fel sau altul, pe o tehnică sau pe alta, de la litera zețarului până la nu știu ce va aduce viitorul, așa, și presă electronică, indiferent de cum spuneam, de forma de exprimare, informația va trebui să circule. Și din această, deci a zice că ziaristul înainte de toate e mesager. Sigur că în informații putem să includem și ideile. Da, că e o analize, tendință mult pe idei, analize. Așa că de-aia sunt optimist. Alminter, dacă privești în prim plan sau faci o fotografie așa, un stop cadru, e cam dezamăgitor în nivelul publicistic actual. Dar eu sunt convins că va fi depășit. Și așa cum spunea și academicianul Eugen Simion astăzi la festivitatea organizată de UZPR, va exista o întoarcere la cultură. Doamne ajută! Ba da, și aș mai adăuga un lucru, chiar studiind atenți oamenii. Vedeți, e pragmatismul, eficiența. Există niște dominante copleșitoare ale ideii de rezultat practic, de eficiență acum, par a strivi ceea ce era specificul culturii sau presei de tip practic. Iară sunt optimist și zic, omul este obligatoriu, esențialmente contemplativ. Va fi și contemplativ. Omul, dacă va dispărea înclinația lui spre contemplare, spre reflexie, frământarea sufletească, interesul lui față de frământările sufletești, nu va mai fi om. Și așa ceva nu se va întâmpla. Păi deja eu observ o dezumanizare, domnul Andron. Să vă da, dar e temporară. Pe el, eu Doamne nu zic. Ajută să fie temporară. Pe n-are cum altfel. Păi, am spus tare. Pe o privire strict la moment, peisajul e dezamăgitor. Tot mai multă violență. Violență de limbaj. Lumea politică. Vulgaritate, vulgaritate, dispreț general, de adevăr. Faking news, cum se spunea și azi, a devenit o profesie. O parte a publicistice, a vehiculării de informații sunt știrile false. Așa, nu? A devenit. Așa că toate astea sunt niște fenomene triste, dure, apăsătoare, cum îngrijorătoare. Să în față, nu putem să dar, repet, în lungă perspectivă, de eu rămân spus optimist. Să ne aducem aminte de perioada interbelică, de mari ziariști ai neamului, maestre. Nu e mai frumos? Mari ziariști ai neamului, deci și aia erau la cuțite. Numai și dumneavoastră sunteți. În timpul, nu, eu vorbesc în perioada interbelică, deci, de exemplu... Bună, erau polemici, nu se înjurau. Și eu îl consider cel mai mare ziarist român, chiar din toate timpurile. Domnul mai... Alexandrescu, una e să faci polemică, una e să înjuri, Mitocanești. Asta am vrut să vorbesc acum, exact asta. Și pe care l-a acuzat Iorga, cred, a lansat faimoasa șantajul și etajul, nu? Deci, apropo de Șeicaru. Am fi Șeicaru, da. Erou în război, în primul Așa război e, mondial. Da? Am fost la mormântul lui, e mormântat... La Paris. Nu, la Orșova, la mănăstirea Ana, pe care a ctitorit-o. Acolo a și fost rănit. Aici, România? Da. Exact. Uite, să nu știu. Problema e așa, el avea clădirea... Da, am văzut un documentar, aveți dreptate. Deci el avea clădirea pe care o construise, și apropo de șantajul și etajul. De după aia s-a mutat securitatea, da, ce a fost. Da, da, da. Și din coace era la doi pași de Brezoianu, unde era tipografia și era Universul, clădirea Universul. Ce frumos. Numai că ei, după ce făceau polemică, se întâlneau la mijloc la Gambrinus, berăria care acum e librărie. Deci se întâlneau acolo și mai beau o bere, mai vorbeau, se mai tachinau. Așa am fost și noi în 90. Da, eu mi-aduc aminte. Deci aici e povestea. Deci în 90, când a fost un boom extraordinar al presei române. Extraordinar. Dar se scria cu Sergiu Adon era redactor șef la Adevărul, da? Care a fost primul președinte, al doilea președinte al UZP-ului. Apropo de boom, bine că apăreau zeci de publicații, nu mai spun, nu le pun număr. O perioadă de aur a fost. Dar odată m-au chemat la comisia, eram președinte SZR, la comisia senatorială pentru mass media, erau chitiți să scoată o lege a presei. Începuse să-i deranjeze. Asta era prin 91, nu, 92, că era deja parlament, nu mai era CPUNE.
Și m-am dus acolo, au deschis discuția și le-am spus următorul lucru. Am observat și componența și erau dintre fanii ai României mari prezenți acolo. Zic, uitați, dacă știți cum se vinde România mare atunci, zic, 25 de lei la banii de atunci, xeroxul Munții Apuseni. Deci Munții Apuseni se dădea 25 de bani pe xerox după publicație. Dacă scoateți legea asta, moare. Și s-a schimbat destinul. Destinul legii, mă refer. Da, da, era o procedură. Era foarte căutată, sau anecdotic, iarăși. La un articol oarecare scris în Adevărul, sună Victor Surdu, Dumnezeu să-l ierte, a doua zi și spune: am băut o damigeană de vin cu prietenii citind și recitind articolul. Cu tare. Nu, era altă lume. Era o reacție, așa. Da, și... Era altă lume și... Era loc de, ce spune și era Sergiu... era respectată presa. Și noi respectam politicienii și ei pe noi. Da, da. Deci da. Despre asta a fost vorba. S-a înființat după aia Clubul Presei, unde era cu totul altceva decât e astăzi. V-ați dispărut. Ar trebui refăcut această structură. Veneau toți, de la șeful statului de atunci, sau primul ministru, da? Orice ministri veneau la întâlnire cu noi. Erau acolo toți directorii de presă. Vorbind de anii 90... Poate ar trebui să cităm aici o serie întreagă de nume care au relansat presa română după 90. Vă rog, să o faceți. E vorba de Petrică Băcanu, Petre, da. Mihai Băcanu, la România Liberă. Sergiu era la Adevărul cu Tinu după aia. Dumnezeu să-l odihnească. Ion Cristoiu, nu pot să-l ignor. Cristoiu, Nistorescu. A crescut. Cornel Nistorescu, Sorin Roșcastănescu. Da. Adică au fost oameni care au intrat la luptă, da, cu politicienii pentru a relansa presa română. Și s-a relansat și a fost, repet, o perioadă de aur în care apăreau publicații, ziariștii erau, apăreau generații noi de jurnaliști. Deci au crescut din 90 încoace generații noi, la toți liderii de presă, făcătorii de presă, ca să vorbim pe șleau, pe care i-am enumerat aici, au generat creșteri, au crescut jurnaliști care astăzi sunt... Așa, bine, director de ziar, director, exact, de ziar, despre asta e vorba. Deci a fost o perioadă. Bun, și noi făceam polemici. Dar și astăzi eu citeam la întâlnirea cu noi, care, pentru care îl aplaud pe Doru Glavan și UZP-ul. A fost un moment extraordinar. Eu nu sunt un tip emotiv. Dar astăzi când am văzut acolo oameni pe care nu i-am văzut de 30 de ani, am reîntâlnit astăzi, efectiv tremuram, nu-mi venea să cred, da? Că suntem împreună, că trăim, am spus. Da? Da. Că încă trăim. Despre asta e vorba. Deci a fost un moment absolut extraordinar acolo. Ce s-a întâmplat? Problema, mă întorc și spun, polemizam între noi, da? Jucam o carte alta și... Dom'le, dar rămâneam prieteni. Era în continuare un dialog pe care îl purtam. Dar oamenii se urăsc foarte rapid, foarte ușor. Dom'le, s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva în... Adică este ceva ce se întâmplă și în societate. Așa. E de neînțeles. Eu sunt un tip, am pretenția că sunt un tip echilibrat. Dar este ceva ce nu pot să înțeleg. Da? Da. Domnule președinte Glavan, dumneavoastră cum vedeți problematica asta? Acum e și aniversar, aveți o sărbătoare, vă felicit. Dar nu putem să nu vorbim despre lucrurile care totuși ne deranjează. Poate că ce faceți dumneavoastră și renașterea unor organizații serioase de presă, poate cumva ar putea echilibra un pic haosul ăsta, care este și în presă, și în societate. Probabil că și presa are un rol în a lămuri societatea și a o face să fie mai suspicioasă la tot ce li se servește. Categoric, presa are acest rol. Dar... putem să stăm până dimineață de vorbă despre lucrurile interesante din presa românească. Nu numai din cea de după 1 decembrie 1918, iată cum a însemnat acest moment din 11 ianuarie 1919, când s-a înființat această uniune, care, și spuneam și astăzi, că nu vine de niciunde. Au existat organizații de presă încă de pe vremea lui Elea Derdulescu, lui Eminescu, fel de fel de forme de asociere. Dar cred că important este să vorbim și despre ceea ce se întâmplă astăzi și ce se poate face. Ați spus bine, cred, că trebuie să vedem dacă putem îndepta niște lucruri. Cred că presa trebuie să facă acest lucru.
Și cred că astăzi am avut două momente distincte. Primul moment a fost unul istoric, acela de aplicare a acelei tăblițe memoriale, cu locul unde s-a înființat Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în 1919. Este un eveniment istoric din acest punct de vedere al recunoașterii secolului de activitate în breaslă. Iar al doilea eveniment care a avut loc la Casa Capșa, tradiționalul loc de întâlnire al oamenilor de cultură, al literaților, scriitorilor, jurnaliștilor, de probabil 100 și vreo peste 50-60 de ani, 1852 parcă s-a construit Capșa, dacă nu mă înșel, acela a fost un alt moment, poate tot atât de important, poate tot cu un caracter istoric, pentru că Horea spunea puțin mai devreme că nu și-a văzut unii dintre foștii colegi de luptători pe baricada asta a presei de atunci. Deci a fost momentul când în 1919 s-au adunat scriitorii cu acel pamflet Șeicaru, să spunem, și ceilalți, Șeicaru fiind propus atunci să devină președintele Uniunii și a cedat funcția aceasta, dar sunt povești frumoase. A fost 1990 când lumea a spus să ne vedem din nou și atunci un grup de jurnaliști din București, avându-l pe domnul Andon, poate chiar vârf de lanț, într-un fel, ce puțin... inițiatorul, chiar da. El, da. Îmi minte și acum ziua în care m-a sunat, el a avut ideea și apoi am fost un grup de cinci. Băcanul care abia ieșise, fusese arestat. Băcanul Sorin Roșca Stănescu era deci. Un marinar, Gigi Brătescu, Dumnezeu să-l ierte, și eu. Da. Ăștia am fost cinci care am inițiat-o. De aici și prezența domnului Andon, importantă aici. Și la aici. Primul congres care a avut loc de peste câteva zile, au fost 5.000 de participați la Poiana Brașov. Deci ce atmosferă a fost imediat da, în 90. Numai că... Și atunci revin la evenimentul de astăzi, chiar la o altă proporție, nu de 5.000, dar acei 60-70 de oameni care au fost astăzi la Casa Capșa, cred că au dat semnalul și, bineînțeles, recunosc că a fost ideea Uniunii Ziariștilor Profesioniști să dăm semnalul acesta de apropiere a oamenilor din presă, indiferent pe ce latură a presei se află. Pentru că ea se menționează mereu, este fie că e divizată, împărțită pe interese, pe diferite interese, dar cred că pot să se adune oamenii presei, spunea tot Horea puțin mai devreme, să stea de vorbă, să împărtășească idei, sentimente. Dacă era un polemică în redacție, se întâlneau la bere, la Gambrinu sau în alt loc și discutau, da? S-a întâmplat acest lucru nu și nou. S-a întâmplat acest lucru și în 90, până chiar la nivelul Clubului Român de Presă, când patronii se întâlneau în acel aia... Clubul da. Presei a fost un moment. Clubul de presă a fost această s-a adunat, dar eram toți acolo. Dacă permiteți, eu suspicionez că, iertați-mă un pic, domnule președinte, eu suspicionez că a fost și un pic programatic această distrugere a organizațiilor foarte de presă. Foarte posibil, venită dinspre politic, fără îndoială. Eu mi-aduc aminte când, și ați vrea să comentați, și asta poate mă înșel, când s-a decretat, între ghilimele, că ziarele de autor nu mai sunt bune și că trebuie să fie colective cu oameni necunoscuți, cu oameni cu nume necunoscute, că atunci când Trustul Ingie a cumpărat evenimentul zilei și când nu mai contau directorii, Roșca și toți ăștia nu mai contau, să se facă redacții cu desă sindicalizate și numai știri și cu poze mari și atunci a murit acest obicei pe care l-avea obicei, acest patrimoniu. Pentru deci, că ziarele de care nu mai sunt de autor, care nu mai au categoric. Un mentor... Deci, care încate, mă întorc și să mă scuze Doru că intervin. Eu vă spuneam de Clubul Presei ce a fost. Era acolo toată lumea. Uite, l-am omis era un factor de presiune în discuția cu guvernele. Adrian Sârbu, da? Că era o organizație patronală. Păi, dar și dacă? Dar ea reprezenta interesele unui era mediu... Era o organizație patronală, dar erau acolo toți directorii de ziare. Toți. Da. Da, uite, Tatulișcă, despre care n-am vorbit. Deci, da. Era televiziunea română, era radiodifuziunea română, toată lumea era prezentă acolo.
Bun, deci, dar s-a gândește-te că erai prim-ministru și veneai acolo și aveai în față pe Băcanu, pe Cristoiu, pe... Dar nu e mai bine să n-ai pe nimeni în față ca acum? Păi nu, eu spun ce s-a întâmplat. E mai simplu pentru deci, în momentul guvern, care îi aveai pe ăștia față, strămurau genunchii. Dar nu te jucai. Și erau, cum se spune, toate forțele, toate culorile. Și atunci am dreptul să cred că a fost programatică păi, distrugerea de asta presei și spun, românești? De asta și spun, fără îndoială că așa a fost. Și atunci au fost... revenim la domnul președinte, că l-am întrebat. Ca să depășim, nicio problemă, ca să depășim momentul acesta că distrugea presei românești. Haideți să vedem, poate, o față bună care poate să apară. Nu neapărat că gestul nostru de astăzi, acela... lansarea ideii de a ne vedea mai des și de a colabora, de a coopera în idei, probabil. Cred că sunt momente, chiar domnul Andon a și precizat, crede tare mult că lucrurile acestea, odată cu trecerea anilor, se rezolvă și ele. Sunt etape, cred că sunt etape. Dacă 19 a fost etapă, 90 a fost etapă, de ce nu 2019 să fie o altă etapă? Poate cu această întâlnire de la Casa Capșa. Pentru un ceas bun, să ne audă Dumnezeu. Da, da, da. Însă am declarat și am spus că nu doresc să fie sequestrată această sărbătoare de către Uniunea care cinstește. Am văzut că toată secolul. Presa cinstește această Dar, sărbătoare, da. Toată presa vorbește despre dumneavoastră, așa că mi se pare de bun augur. Înseamnă că se resimte ceea ce că locul ăsta gol care a rămas gol atâta timp și că dorim un plus. Să fie o sărbătoare a jurnalismului românesc. Și poate că acest început de sărbătoare să menținem treaz interesul oamenilor din presă și dorul și dragul de a se întâlni cu diferite ocazii. O întrebare a jurnaliștilor astăzi a fost care sunt proiectele de centenar? Iar eu spun că Uniunea Ziariștilor Profesioniști nu vine cu un proiect de centenar. Uniunea Ziariștilor Profesioniști există. În ultimii ani... Asta e proiectul, există, e foarte da. Bun. În ultimii ani a realizat o serie de proiecte mai mici, mai mari, mai puțin importante, mai importante, care deja au apărut în spațiul public și se știe de acest lucru. Poate și de aici creșterea notorității, cred, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști, care astăzi numără aproape și peste 2700, l-am pe Ovidiu Zanfir aici și eu știu exact cifrele, deci da, aici suntem. Iar, da, iar pe zi ce trece, fără să exagerez, nu pe lună ce trece sau pe săptămână, pe zi ce trece tot mai mulți jurnaliști în vogă, responsabili de actul jurnalistic în locurile unde ei se află, în trusurile de presă, televiziune, radio, presa scrisă sau presa online, despre care vrem să ne ocupăm mai mult sau vrem să ne ocupăm. Va fi momentul să ne ocupăm puțin, să o așezăm, să o așezăm în niște criterii. Cred că aceste proiecte care le avem și se derulează pot să devină proiecte importante pentru presă. Cred tare mult că ceea ce a însemnat Clubul Român de Presă ar trebui să se întâmple, poate nu sub forma Clubului Român de Presă, chiar dacă există nostalgia spre acea organizare de la Tatăl. Eu am înțeles că mai există, da. Da. Însă noi am lansat ca idee astăzi un gen de activități, de manifestări cu un titlu sugestiv, Convorbiri jurnalistice, plecând de la înaintașii noștri care au avut acele celebre convorbiri literare da. De acum peste 100 de ani, să le transformăm în convorbiri jurnalistice în care să ducem în prim plan mari performeri ai presiei românești din toate timpurile, ce frumos. Preocupările lor, bătăliile lor în societate, bătăliile între ei, care le-au dus diferite fracțiuni ale presei. Cu asta istorie. Da, da, dar dacă aducem în actualitate asemenea atitudini pe care le-au avut termenul acesta deja, care nu cred că neapărat e depășit, înaintașii noștri, da? Dar și cei prezenți. Și acum sunt bătălii între tabere din presă, okay, da? Nu, asta dar e... ne putem întâlni și putem discuta, da. Ne putem întâlni, putem discuta și cum spunea Orea că după ce își scriau materiale se întâlneau la o bere, facem acest lucru. Ar trebui puțin, eu văd că, sau un proiect, dacă și fost în locul domnului Klaus Iohannis, un proiect pe care mi l-aș fi propus pentru România, ar fi fost pacificarea țării. Astăzi era un semnal. Astăzi se putea, da, eu mă așteptam să vină
un mesaj de la președinte, de la prim-ministru. O să vorbim și despre asta, dar mă gândesc că pacificarea... Chiar mă așteptam să apară. Poate găsiți dumneavoastră și găsim cu toți împreună pacificarea presei, pentru că este în aceeași... Presa este în aceeași situație cu țara. Este într-un război permanent și continuu. După mine, invers. Presa reflectă starea țării, starea societății. Bun, dar asta nu înseamnă că dacă noi reflectăm, trebuie să ne certăm și noi ca chiori, nu, să ne jignim. O să nu fiu de acord cu punctul tău de vedere. Am argumentele mele, ne contrazicem public. Dar una e una, alta e alta. Domnul Alexandru, după cum știți, eu niciodată nu am atacat un coleg din presă. Da, știu, niciodată nu o să atac. Poate să mă atace oricine, niciodată nu răspund, știu. Niciodată nu atac. Am și eu principii mai de altă vârstă. Uneori atacând fapta, la pachet este și autorul faptei. Ca să continui ideea care a fost neterminată, sunt cel puțin trei sisteme în societatea românească. Sunt trei sisteme care nu pot fi reformate decât din interior. Presa, biserica și justiția. Așa-i. Oricât ai dat legi pe din afară, ele numai din interior se pot reface. Și acum să revin la tema propusă, la întrebarea dumneavoastră inițială. Azi am sărbătorit la Capșa. Aș răspunde cumva... Așa-i și frumos. Metaforic. Eu am să dau un răspuns metaforic. Despre cartea lui Paul Moran. La problema dumneavoastră. În care amintește mari jurnaliști și Capșa. Știți, erau versurile lui Nicolae Crevedia, tatălui Eugen Barbu. La Capșa, unde vin toți seniorii, eu aș parafraza versurile lui Crevedia cam așa, apropo de evenimentul de azi. La Capșa, unde vin toți elitiștii, local cu două mari despărțituri, într-una se mănâncă prăjituri, în alta se mănâncă ziariștii. Astăzi ne-am întâlnit cu toții într-o singură despărțitură, nu ca să ne mâncăm între noi mai confortabil, ci ca să ciocnim un pahar de ceva împreună. Să-i un semn. Poate să ne privim în ochi și să încercăm să facem ceva împreună. Pentru că presa românească este, asta apropo tot de Capșa, este amenințată, este în pericolul de a ajunge, este subminată de un fenomen pe care eu l-aș numi fenomenul Virgilică. Virgilică era un boschetar al casei Capșa, un boschetar care la comandă saluta, înjura sau săruta doamne. Pentru un leu saluta la comandă, la comanda unui scriitor, de acolo unui client, pentru 2 lei saluta și mulțumea, pentru 3 lei înjura un confrate, asumându-și riscul de a lua o palmă, dar și de a lua o șpagă, de a lua un bacșiș, pentru că dacă întorcea toate momentele, dacă întorcea în jurătura. În sfârșit, pentru 4 lei trebuie la comandă, încă o dată, o să vedeți de ce folosesc cuvântul la comandă, trăgea de gușă sau de barbă o somitate, iar de 5 lei săruta tot la comandă o doamnă care trecea pe Calea Victoriei. Presa românească, media în ansamblu, este subminată sau amenințată în acest moment de ceea ce am numit eu fenomenul Virgilică. Acest boschetar era de fapt un mercenar care era plătit pentru toate aceste gesturi. Cu toată sinceritatea și cu toată tristețea spun că în presa românească se întâmplă la un nivel mult mai mare, este în derulare acest fenomen Virgilică. Existența Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România se opune acestei căderi și acestei decăderi, pentru că făcând parte dintr-o structură puternică, ești obligat la a te raporta la statutul ei, întorcându-se ție ca simplu ziarist, demnitatea de a face parte din această structură. Încercăm să recompunem sau să restaurăm statutul deontologic, morala, etica ziaristului. Aveți dreptate, dar până la urmă asta încercăm, nu numai oricine... că, dar nu e doar un deziderat, pentru că noi am început deja. De aceea ni l-am luat ca reperul fundamental al Breslei, nu al Breslei noastre, deși ar trebui să fie, este Mihai Eminescu, jurnalist. Aveți foarte mare dreptate, dar vă întreb, se nasc peste noapte jurnaliști, domnule? N-ai auzit niciodată de ei. Au 19 ani, au 20 de ani, sunt jurnaliști. Nu sunt jurnaliști. Păi nu, atunci, ca în toate țările există un atestat, există o comisie, există
Ca să știi, domnule, pe ce poziție. Pe mine nu mă deranjează, că eu nu citesc, de obicei nu citesc, dar pe internet apar tot felul de... Unii sunt alertați, dar nu sunt încă jurnaliști. Bun, dar nu ar trebui, nu ar trebui oare cumva, ca și în alte țări civilizate, ca cineva să elibereze un astfel de atestat pe baza unui examen sau unei analize. E ca în artele marțiale, nu orice bătăuș poate fi maestru. Bun, dar ei se numesc cu toți ziariști. Ei se numesc, se auto-intitulează ziariști. Da, noi jurnaliști. Eu de-aia încep să mă simt, domnul Alexandru, vă mărturisesc, am spus-o și public. Când aud ăștia, domnule, noi jurnaliști, aud peste tot chestia, domnule, eu sunt entertainer. Domnule, Cristoiu le spune fătucele. Mai nici n-aș exagera. Sunt foarte inteligent. Așa vreau să spun. Deci, există și în Occident și de ani de zile, există freelancerul, da? Ziaristul. Bun, dar și ăla trebuie să aibă o anume calitate, nu? Că dacă se duce să scrie pentru... Să spun ceva. Zic și eu. Se reglează din interior. Oricine poate să spună că e ziarist, trebuie să și demonstreze că e ziarist. Hai să... Să demonstreze păi, prin ce nu mai face. Trebuie, uitați-vă, prin că ce... nu mai trebuie să demonstreze. Nu e dacă presă. În jur, aia nu știu ce e ziarist. Aici e problema. Deci problema, eu de ce spun că azi am fost emoționat, că am văzut acolo oameni care au construit presa, care au făcut presa adevărată, care sunt 90% sunt scriitori. Și Banega e poet, deci încă o dată, membru al scriitorilor. Adică sunt niște lucruri. Degeaba ai terminat facultatea de jurnalist, care la noi s-a înființat în 90, nu? Spune și mie ce mari ziariști români predau la facultățile de jurnalist din România. Mari ziariști. Păi dacă nu domnule sunt invitați... Păi despre asta e vorba. Că presa este în decădere. Din cauza asta, presa print, de exemplu, a pierdut... Hai să zic, nu a pierdut bătălia, n-a pierdut războiul, a pierdut multe lupte. Pentru că e greșit sau insuficient să credem că presa online a distrus presa print. Este una dintre cauze. Dar există la nivel mondial o revenire la presa print pentru că presa tipărită oferă tactil, cel puțin, cum să zic, autoritatea unui redactor șef, a unor șef de secție care văd niște materiale care își dau acordul. Domnul academician Simion spune astăzi, domne, ziarul ăla de hârtie de pe care când ne sculam dimineața mă trimitea tata, du-te, ia lapte, pâine și ziarul. Știrea online este volatilă, dispare în universul nu știu ăsta. Cum va fi. Păi avem o probă aici. Exercițiul ăsta de, sau demonstrația a ceea ce pentru ce am pledat eu aici este ziarul pe care îl fac, Certitudinea. Cine mai credea, s-a încis, apropo, rotativa de la România Liberă, s-a încis rotativa de la Ringier. Presa de ziar pare că moare. Și totuși, acum când toate ziarele se închid, aproape cu mâinile goale, am scos acest ziar care a ajuns la un tiraj onorabil. Deci se poate. Înseamnă deci, salarii. Dacă... Eu am lucrat la ziare din astea. Știu ce înseamnă. La ziua, redactor și dacă la suntem atenți la reperele vai, pe care le caută fiecare oamenii... Salariu. Asta nu știu așa. Nu știu să dai salarii, să vezi cum e prima atunci pagină, să... Cum se face eu, cum să spun, eu... Trebuie să ne întoarcem. Deci, la ziarul ăsta nimeni nu primește salariu, nici Mihai Eminescu, care e coordonatorul. Nici eu am stat 4 ani fără salariu, eu știu cine. Dar nu mai e cazul, nu mai înțeleg. Și totul ziarul apare. E adevărat, nu e nimeni plătit aici, în afară de tehnician, de paginator. Ziarul trăiește din el însuși. Singurii lui sponsori sunt cititorii. Dacă singurii lui sponsori sunt cititori, înseamnă că ceea ce am făcut, totul e distrus. Înseamnă că ceea ce am făcut eu acolo are orizont de așteptare. Sau corespunde. Vă aminte ce dezastru era cu distribuția, nu veneau banii de acolo niciodată. De același lucru se întâmplă și acum. Până să intrăm în emisiune, eu mi-aminteam cu Sergiu Andon, am fost la o călătorie împreună în Japonia și acolo am fost invitat să vizităm al doilea cotidian din Japonia, care nu știu astăzi... Hiroshi Shimbun. Asahi Shimbun. Asahi Shimbun, da. O clădire de 2 ori cât Casa Presei de la noi, sau cât Casa Scânteii. Casa Scânteii Liberă. Și da, noi vorbeam acolo de tirajele noastre, Sergiu îi spunea, domnule, avem cel mai mare tiraj adevăr, așa avea 200.000 la ora aia, da? Nu, și nu avea spre milion. Cât avea atunci? 90 la un moment, adică am început cu 1.300.000. Nu, eu vorbesc de România 90 și când am fost noi. 600.000. Nu, ce că răspunsul lui am milionul. Bine, știu ce. Răspunsul șefului de la Asahi a zice și noi avem 2 milioane, zice 90% tiraj la cum se cheamă, la distribuție la domiciliu. 90% din 2 milioane.
trimiteau, duceau ziarul acasă, nu știu, la un... Eu cred că, din păcate, cred că va fi foarte greu de revenit la presa scrisă, deși... E greu, dar nu imposibil. Doamne ajută, vă rog. V-am ascultat cu atenție și sunt în zona în care vă pot răspunde la foarte multe întrebări. Ia. Și nu din, experiența, nu din experiența mea, și din experiența celor care vin în Uniune și vorbesc despre toate problemele acestea, mai ales problema tinerilor. Vorbeați la început despre falia asta între generații. Nu, și între culturi, domnule. Da, da, într-adevăr, aici, aici. De cultură, da, dar falia între generații nu există. Fiecare generație a preluat ceea ce i s-a dat. Așa domnul Horia Alexandru spunea că nu sunt mari jurnaliști care predau. Au fost câțiva. Ion Marin, decan la Hyperion. Dumnezeu să-l odihnească. Un mare jurnalist care, fondator la ziarul Adevărul, a creat generații foarte bune o mare perioadă de timp la Hyperion și a scos jurnaliști acolo. Da, au 19-20 de ani, își caută zona unde se simt confortabil, pentru că jurnalismul nu e o meserie. Dacă nu ai o înclinație și dacă nu simți că ești în zona potrivită, te retragi și faci altceva. Cunosc, am prieteni de acum 15 ani, de când am intrat prima dată în presă, care nu mai sunt în presă pentru că nu s-au simțit confortabil și au devenit, domnul Sergiu Adun vorbea despre pragmatism. Da, marea parte a tinerilor este pragmatică. Caută un rezultat imediat. Mai este și o altă problemă, pe lângă faptul că își caută într-adevăr să primească și... Nu poți să le spui mercenari. Se mută într-o parte în alta, acolo unde sunt plătiți mai bine, pentru că așa e societatea. Așa e societatea. Toți îmi spun, când vin în Uniune și întreabă de ce aș avea eu nevoie să vin, să devin membru în Uniune. Toți au o frustrare a lor de moment ce vin și calcă pragul Uniunii. Toți spun, nu mă regăsesc, îmi place meseria, vreau să scriu în continuare, dar nu găsesc încă echilibrul ăsta acolo. Vorbeați mai devreme despre disputele astea plăcute, divergențe care se încheiau cu un pahar. Nu mai există acum, pentru că mutându-se din zona de print pe zona de online, mulți stau în spatele calculatorului și nu se mai cunosc. Nu mai știu de cine e jurnalistul celălalt. Iar faptul că devin jurnalist la 19-20 de ani după ce termină facultatea, este prin... Cum se termină facultatea? La 22 de ani după ce devin facultate. Mulți se angajează din cadrul facultății. Vă spun că am experiența asta, o mică parte am fost asistent la universitate și știu că de la 19 ani încă se angajau din primul an de facultate, ca să-și câștige existența, mulți dintre ei își găseau mici joburi prin presă, mici slujbe, cât să-și poată plăti și studiile și să termine și facultatea. În momentul în care erau angajați și cineva le-a dat încrederea să fie angajați la orice entitate jurnalistică, ei spun jurnaliști. Nu știu dacă e corect sau nu. Nu știu cine e în măsură să le spună lor că nu sunt jurnaliști. Cine ar putea să-i contrazică, creând gap-ul ăsta între generații și mai mare, pentru că devin și mai frustrați. Nu, tu nu ești jurnalist decât peste 15 ani, când vei avea experiența necesară să poți să arăți tuturor ce ai realizat, să întinzi pe masă zecile de articole și să spui da, uite, ăsta sunt eu, să te prezinți. E destul de... Așa, e destul de dificil. Numai presa scrisă. Eu vă spun pentru că s-a vorbit și despre proiecte la nivelul Uniunii, proiectul ăsta cu convorbiri jurnalistice, într-adevăr, toată lumea a spus, este o idee excelentă. Dar n-a spus și scopul. Scopul nu este neapărat de a duce un proiect la capăt și de a vedea, a mai făcut și Uniunea Ziariștilor ceva, pentru că e proiectul Uniunii Ziariștilor. Nu, este de a transmite toate acele simțăminte ale marilor jurnaliști din, pe care noi nu i-am cunoscut. Eu n-am avut ocazia să merg la Capșa, să stau cu jurnaliștii și mi-ar fi plăcut să învăț din experiența celor mai în vârstă și acolo, într-adevăr, prin aceste convorbiri jurnalistice, readucem pentru tineri ceea ce înseamnă jurnalismul cu adevărat. Eu am prins o perioadă de acum 15 ani când am călca prima dată în casa presei și mi se părea uluitor să văd toate holurile acolo.
eram fix lângă realitatea la etajul 2 la ultima oră. Era ceva senzațional să simți presa atunci. Apoi, într-adevăr, s-a rupt. Și eu am simțit-o pe pielea mea când au început să dispară ziarele și revistele în care eram specializat ca grafician. Acum, resimt că, într-adevăr, este un moment oportun, este un moment de culme, pentru că tot văd și aud oameni care vor să tipărească ziare, vor să scoată din nou pe print. Într-adevăr, e o tendință și nu numai în România, și în străinătate, ușor, ușor se readuce. Eu n-am văzut în România tendința asta. Eu sunt sigur Nu vedeți, pentru că v-a spus întrebarea mai devreme, de ce nici nu vedeți revista noastră? Revista UZP-ului. Nu mai există chioșcuri de presă, nu mai există nimic. Acolo e problema. Problema nu se pune în apariția ziarelor și revistelor pe print, ci în posibilitatea ca ele să ajungă la cel care o citește cu adevărat. Răspândirea asta a ziarelor, noi scoatem la Uniune. Cred că sunt oameni dispuși să scoată ziare pe hârtie și n-au unde le vinde? În toată țara. Nu, difuzare nu există. Difuzarea a fost o mare problemă din 90 încoace. Eu cred că problema e următoarea. Când eu așteptam să-mi văd primul editorial, era o stare pe care eu degeaba o povestesc acum, că nu o înțelege decât o foarte puțină lume. Eu nu întrebam de salariu atunci. Știu. N-aveam reportofon, n-aveam decât un aparat de fotografiat pe film și interviurile le făceam cu creionul pe hârtie. Eu nu vreau să-i dau numele, un mare ziarist actual care mi-a fost elev, în ziua în care i-am dat legitimația de jurnalist la Curier Național, deja... mi-a spus mai târziu, a dormit cu ea sub pernă. E unul din mari ziariști de astăzi, da? Și vedetă, peste tot, deci... Frumoasă imagine, numele pentru pauză și de bine. Revenim, da. Domnilor ziariști. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, să omagem presa română care pare că renaște. Cred că e un moment bun pentru reunificarea presei românești, care este atât de fractalizată și atât de pusă una o parte împotriva celelalte. Cred că ar trebui cumva profesia asta să se adune din toate colțurile și să comunice așa ca niște oameni, fără ură, fără... Cred că e un moment bun. Avem aici pe domnul Dinu Glăvan, președintele UZPR, domnul Ovidiu Zanfir, secretar, Sergiu Andon, Miron Manega, Horia Alexandrescu, distinși... Fost președinte. Da, mă rog, sunteți... Eu am fost președinte. Sunteți oameni care ați făcut presă, care ați lăsat ceva după dumneavoastră. Chiar vă spuneam în pauză că am fost foarte supărat când am auzit pe Sorin Roșca Stănescu că îl atacă pe Cosmin Gușă. Sunt oameni la care... De obicei nu te aștepți. Nu știu, încă... știu că era un termen bun, nu știu ce s-a întâmplat. Era un termen bun, dar ceva se întâmplă. Vedeți când ai ajuns să te... Să... Am văzut cu Sorin azi acolo, nu știu. La un sens, când cineva anunță că un om e nevinovat și nu face obiectul unui dosar penal și tu să zici că nu-i bine, că nu-i așa, asta mie mi se pare prea mult. Deci eu am lucrat respect pe Sorin Roșca, am lucrat cu el, am învățat mult de la el, recunosc toate lucrurile astea, dar asta nu pot înțelege. Ceva, eu mă întorc la ce am spus mai devreme. Ei trebuie să vadă, să stea de vorbă, să lămurească și lucrurile se drept. Cred că se poate. Și eu sper să fie așa, pentru că noi milităm aici ca să reunim presa. Nu să eu am lucrat și cu Cosmin și am lucrat bine, deci pe vremea când era gazetar. Da, cred că o să intre, dacă îl prindem, Cosmin nu e în țară, dar țin neapărat, pentru că el încă de acum un an și ceva avea ideea asta să refaceți Clubul Român de Presă. Care, într-adevăr, era eu susțin. O să-l întrebăm acum dacă eu mai... Eu susțin. Deci, încă o dată, Tavi, știi ce? Nu facem politică aici. Dar e politica asta. Asta e politica noastră, a oamenilor care lucrăm. E un an de două ori electoral, da? Toată lumea e cu cuțitele pe masă, da? Noi putem fi cei care să, măcar să, nu să dregem lucrurile, dar măcar să creăm, să dăm cale, un ton. Să creăm cale pentru dialog. Credeți cale că e posibil, maestre? Trebuie să fie posibil. Deci așa de societatea noastră are nevoie de o împăcare. Da? Se tot spune român contra român. Deci, încă o dată, semnalul, ți-a plăcut ieri, uite că ajungem la asta,
Donald Tusk, domn Jos Pălărian. O să vorbim și despre asta. Pentru efortul care l-a făcut aseară să vorbească românești. Atâția distinții zărăni. Trebuie să ne adunăm, da. Nu o să pot să nu vă cer părerea. Și discuția, cred tot sloganul care s-a generat după întâlnirea, dar sunt întâlnirile și concertul de aseară și conferințele de presă de astăzi. Domnule, nu se negociază statul de drept. Sunt de acord. Nu trebuie negociat. Nici dintr-o parte, nici din cealaltă. Așa este. Păi despre asta e vorba. Da, v-a plăcut că în referințele, în toate lorile, în toate discursurile românilor, tuturor, n-a fost nicio referință culturală? Da. Bine că a fost la Donald Tusk. Mai multe, au fost mai multe. Și din sport, domnule, onoare. Și într-o limbă română pe care puțin politicieni o vorbesc așa corect. Așa deci, și rușinos un am un coleg ajuns. De-al tău de la Cluj a explicat, care e acolo și e șeful translatorilor români de acolo, și a explicat că el a tradus din engleză discursul și că domnul Tusk s-a chinuit 2 săptămâni să învețe cât de i-a dat și transpunerea fonetică în limba română. Da, da, ca să... Jos Pălăria! Jos Pălăria! Dar și dat o lecție de... Jos Pălărie. Și el și Taiani, deci... Dar toți au avut referințe culturale. Adică toți au remarcat ce fond extraordinar cultural are România. Dacă spune toți de Tristan Țara, deci, adică cum să spun, deci... Dar și în presă, uitați-vă și în presă, maestre, și stimați invitat. Dom'le, toată lumea fuge de referințele culturale. Nu mai interesează pe nimeni fondul românesc care... Trebuie să le ai. Trebuie să le ai cunoștințe. Până când... Și faptul ăsta, nu mai știu limba română. Există... Iată, așteptam de la începutul emisiunii. V-am auzit cu fel de fel de iluzii, chestia fel de cu virgula, fel de soluții, cu patalamale, cu certificate într-o țară, într-un stat, în care avem cea mai mare număr de doctori și de profesori universitari pe cap de locuitori și de oameni cu patalamale. Când materia primă a presii, aici voiam să ajungeți, e limba română, domne. Care e starea acestei materii prime în gura jurnalismului de moment? Eu nu vreau eu să fiu mai pesimist decât am dovedit că la începutul emisiunii. Rămân optimist, dar starea presiei este starea societății, apetitul spre cultură și spre rigoarea exprimării, cum e social și mai ales la pătrat, așa se regăsește și în presă. Și revenind la ideea cu materia primă și cu limba, păi de aici trebuie pornit. Până la cultură să se exprime și până la să se exprime corect, măcar să nu se exprime stereotip, să dispară evidentul, să dispară cu precizia, să dispară bun, tot nimic ăla verdeaș. Astea care, așa de îngrozit când aud, care acoperă iarele contorsionate... Și omul trebuie să, cetățeanul trebuie să scoată din buzunar. Noi când au clișele astea, mi se face, se întoarce stomacul pe 20. Atât de bogată și atât de frumoasă e limba asta. Ar atâtea sinonime. Unele mai frumoase case. Dumnezeu ajunge numai la fiară. Se tinde spre primul sistem de semnalizare. De, de la profesioniști, într-adevăr, în presă sau vectori serioși, cum e realitatea acum, nu că sunt temosafiri aici, dar e o realitate. De ce? Pentru că bulversarea, inclusiv segregarea asta între generații, depărtarea de cultură, ăstea aparțin în special unei elite politice de slabă calitate. Cum și e. Dar straturile profunde ale societății au încă intelectuali, oameni de bun simț, eu chiar zic că se generalizează. Eu, bunoare, iau eșantionul șoferilor de taxi. Am cu ei niște discuții, dar dreptul savante, vă spun drept. Oamenii au bun simț, oamenii încep să simtă foame de seriozitate și de informație și de cultură, așa că va genera asta o cerere pe piață. Vedeți, domnul Vandră, orizontul de așteptare e încins. Oamenii au nevoie. Da, oamenii au nevoie. Eu de-aia am fost adevărat, dar numai un păcare. Știți cum? Atenția spre limbă, spre cultură, se poate produce pe un fond de împăcare. Pe un for de oarecare liniște. Dialog. Și păi am dat primul exemplu. Nu vedeți că dezbaterea publică nu mai există. Că de-aia e nevoie de un club de presă, să lanseze teme. Un club în care sunt reprezentate ziarele, el există, patronatele, el, nu contează. Din ce știu eu, există încă clubul de presă. Domnule, problema sunt mai e de ce teme face, cum care, se implică.
la care vin și politicienii să participe, pentru că aș putea, păi, venea, venea înainte, venea primul ministru, îmi aduc aminte. Dar erau politicieni, erau bărbați de stat. Dați-mi un exemplu de un bărbat de stat. E greu să... Nu e numai asta. Da, o femeie de stat. Deci vreau să spun ceva. Deci nu e vorba numai de politicienii care veneau acolo. Deci uite, eu spun ceva. De exemplu, o să le iau exemplu pe președintele Emil Constantinescu. Orice turneu internațional făcea, invita toți conducătorii de ziare. Dar în avion. În avion. Și venea în avion și stătea de vorbă cu noi, dar în timpul zborurilor, da? Și ne spunea, păi voi cum vedeți lucrurile astea? Păi nu, așa e normal. Păi eu știu că așa e normal, dar... Ai mai văzut așa ceva? Tu ca om politic, dar știți deci care e problema? Genul ăsta de politicieni sfertodox au impresia că presa e o anexă a politicilor. Zice, noi pe vremea aia scriam de mână în avion, scriam între... Atâta timp când ne complacem în situația asta. Păi ne complacem pentru că nu suntem uniți și pentru că e foarte ușor să despartă și să-și ia anexă, să-și anexeze fiecare. Eu, de exemplu, nu sunt de acord cu punctul de vedere al lui Sorin Roșca Stănescu de astăzi, de la Capșa, când a zis că apariția mai multor structuri profesionale, SZR, AZR, UZPR, atunci, la începutul anilor 90, a fost o chestie benefică pentru că a oferit puterii, care ne era ostilă, ziariștilor, mai multe ținte. După părerea mea, e fals. Pentru că un sistem poate distruge mai ușor niște triburi disparate decât o masă compactă, organizată, structurată, care poate acționa la un moment dat, la unison. De asta e nevoie. Păi, cred că asta e nevoia momentului. Nu, păi noi am început, de exemplu. UZPR-ul lansează o ofertă, de fapt. Prin ceea ce s-a întâmplat astăzi, lansează o ofertă și o invitație la unire. La o altă formă de unire, mai ales că este centenarul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Poate face multă presa, dar nu cu mentalitatea tribală, că ăla e mai important decât ăla. Putem acționa. Aveți dreptate. Suntem într-un moment de răscruce. În momentul în care noi stăm aici la masă și politica română și politica mondială este într-un moment de răscruce. Probabil că dacă noi am fi destul de înțelepți să dăm tonul unei astfel de reașezări la masă, eu cred că ar fi bine. Personal, nu cred că se va trece așa ușor peste orgolii și peste libertatea asta prost înțeleasă care e acum. Domnul Hoandr, ați lansat aici mereu poveștile acestea frumoase care au fost din presă și cele mai puțin plăcute, dar haideți să construim. Păi, uite, da, chiar, da, și cu realitatea, chiar și cu realitatea, cu toate trusurile de presă. Aici, domnul Glevan are o vorbă. Cine zice ăla e? Mărturisire. Eu am luat premiul despre care spunea Horia Alexandrescu, mulțumită lui Cosmin Gușă, care a fost singurul dintr-o televiziune care a mizat pe cultură, pe emisiuni culturale, când toată lumea zicea, domnule, dar n-au audiență, nu au nimic. Dar au avut prestigiu. Când o să înțelegem, și îi datorez asta lui Cosmin, ții minte, când am început, acum 5 ani. Corect. Nimeni nu zicea... De asta ai luat premiul. Și de asta am luat... premiul a PTR-ului, adică... Da. Să eu care n-am experiență. Să știe lumea despre ce e vorba. N-am avut experiență. Profesioniștii de televiziune, deci asociația profesională. Da. Le mulțumesc și acum, oameni cu o ținută morală și intelectuală de mare prestigiu. Dar Cosmin a mizat pe asta. Vedeți, televiziune... De obicei, și presa, de obicei, nu mai ține la cultură, nu mai ține la... Să spun ceva, în primul rând, emisiunile tale și eu am venit cu plăcere de câte ori m-ai invitat aici. Cu mare plăcere, te invit și de acum încolo. Nu e vorba de asta. Deci, la tine... Uneori mă enervez, dar te respect și îți respect poziția. La tine există dialog, da. Nu intră unul peste altul să vorbească, să înceapă cu țipete, cu alea, deci încă... La tine e altceva. Mulțumesc, sunt deci de asta este emisiunea care la tine... care la APTR a fost apreciată și premiată. Pentru că cultiv dialogul. Păi, în primul rând. Eu am observat, deși n-am marcalități, am observat că nu mai există dezbatere publică. Și poate cu sărbătoarea asta și cu ziua asta, de la ziua asta începând, să înceapă asociațiile de presă, care mai sunt și care vor fi și cum va fi. Să reînceapă dezbaterea publică, dezbaterea la masă, în liniște, cu păreri, cu... Cu argumente. Poate,
cu argumente și fără ură. Ura asta, nu știu cum ar putea dispărea din România. E ură, se urăsc toți oamenii unii cu alții. Cultivând, ceva. Încercând să cultivăm dialogul. Despre asta e vorba. Noi nu dialogăm. Noi ne jurăm reciproc. Bun, dar asta nu duce la nimic. Nici la care înjură nu-i satisfăcut, nici la care-i înjurat. Înjurăm în ghilimele, deci. Da, da, dar uneori urât, v-am spus, am șocat când am văzut pe ei. Am văzut pe Roșca că se ia de Cosmin, că de ce... Eu n-am citit, am văzut cu el, așa am vorbit. Dacă în viața publică, cel puțin de 10, de vreo 14 ani încoace, s-a introdus, s-a inoculat, a fost o infuzie masivă de vulgaritate și de vrăjmășie, da, ce se așteptă? Dacă viața publică, funcția publică aia, oficială, păi nu vedeți că am început? Cine să o contracareze? Da, așa e. Vorba domnului Manega, de asta v-am și invitat cu plăcere, că ăsta e un semn. Dacă oamenii de presă, care au făcut presă adevărată la viața lor, rezolvare când se va... Se așează la masă, ceva e bine. Înseamnă că se întâmplă. Populația, publicul începe să se sature și de bălăcăreli, și de senzaționalul mizez gratuit, și de non-cultura de dragul șocului, și de știrile false, și se va, încet, încet va crește pe piață nevoia de informație reală și de opinii corecte. Și ăsta va fi revenimentul. Bine, asta nu înseamnă să n-avem organizație profesională puternică, nu înseamnă că ea să fie inactivă, nu înseamnă că să nu facem să înviorăm niște bune vechi deprinderi, toate astea sunt bune. Dar câtă vreme societatea va arăta așa, sub pecetea vrăjmășiei, sub pecetea inculturii, sub pecetea fușerelii și sub pecetea mercenariatului, vorba domnului Manega, atunci eforturile noastre care trebuie făcute, dar vor fi, cum mai să lent. Spun, mai... nu, vor fi așa ca niște flori în deșert. Ca niște plante. Eu cred că sunt mulți care perpetuează viața, dar care până una alta nu pot să se știți pe ce mine eu că și din generațiile astea mai noi, eu cred că sunt oameni care își doresc o foarte bun, sigur că foarte da. Bun cu da. Talent, cu foarte bun, dacă pot ieși în față sau dacă politica postului, să zicem, sau, mă rog, ce vector păi e, fie oameni luminați este politica... care conduc posturile astea, canalul ca media, luminați, ca să mizeze de legiune. Mercenariat. Păi fie intern, tot. Fie extern, aproape. Fie intern, fie extern. Care, ce să așteptăm când comanditarii, când cei care plătesc salariile, cum ziceați, repet, cu excepțiile de rigoare, toți au interese și angajamente în afara acest ideal. Atunci ăștia care conduc instituțiile de presă trebuie să fie foarte atenți, că ăștia de-aia punem și să fie șef, ca să fie mai atenți ca noi. Și când vor eșua, dacă nu sunt atenți, și vor încălca legile nescrise ale presiei ăstea, subordonate adevărului, atunci sigur că se va ajunge la îndreptare de la sine. L-am prins pe Cosmin Gușă, care nu este în țară și regret că nu este aici noi la masă. Bună seara, Cosmin Gușă! Bună seara tuturor! Ești invitatul unei mese de împăcare a presei și de, de punct de cotitură a organizațiilor care se simt răspunzătoare într-un fel de declinul presei românești. Tu ai fost mai de mult, de vreo un an și ceva, te tot aud vorbind despre lipsa unui for de presă, cum era pe vremuri Clubul Român de Presă. Ce părere ai despre problema asta? În primul rând, trebuie să îi felicităm pe cei de la UZPR pentru evenimentul pe care l-au organizat. Un eveniment, sigur, pozitiv în sine și care ar trebui, dacă s-ar putea, dar din păcate nu cred că se poate, să îi împingă la cugetare pe toți cei care ar avea ceva influență în mass media românească, de la patroni până la șefi editoriali și până la cei care beneficiind de putere sau de bani, își închipuie că dacă târnosesc în folos propriu opinia editorială, capă mai bine. Tot s-a inventat. Adică, pe perioade scurte, cei care presează
ziaristul sau care presează patronul de presă, până la urmă sfârșesc într-un mod tragic, fiind hulit de către lume, care lume, atenție, în continuare este conectată la mass media. Partidele politice, pentru că despre putere vorbim, ele nu există în sine. Ele există doar prin procedura în care cei din mass media le, să spunem, expun ideile, le comentează pozitiv sau negativ și ei atunci, în momentele în care se gândesc să facă ceva, trebuie să vină în arenă să dezbată jurnaliștii profesioniști. Asta că am dispărut de la noi și vreau să spun un lucru. Se vorbește despre presă că ar fi puterea nu știu câte. Nu. Adevărul polișinel pe care nimeni nu vrea să-l dezvăluie este că într-o democrație puterea este puterea numărul unu, adică presă. Puterea presei este puterea numărul unu. Dar asta nu se enunță niciodată, tocmai pentru ca să nu se dea importanță acestui demers, tot din partea unor oameni care atunci când își aleg această meserie și o aleg dintr-o convingere civică. Ei doresc să transpună cetățeanului evenimentele cele mai semnificative conform filtrului propriu și cetățeanul să decidă dacă este sau nu de acord, dacă comentează sau nu, dacă nu cumva citește alt ziar sau stai de știri, să urmărești altă televiziune. Asta ar fi normalitatea. Dacă este să identificăm o cauză pentru care presa din România a ajuns astăzi într-o situație atât de precară, nu din punct de vedere material. Salariile sunt în continuare destul de mari, presă cel puțin la centru. În județe nu vreau să vorbesc, pentru că acolo e calamitatea totală. Dar cauza principală, poate o să fiu contrazis, este legată de crasa incultură a patronilor de presă. Și nu mă refer la o cultură generală sau specifică. Mă refer la o cultură a acestor personaje care, având bani și intenție de a investi în presă, nu au fost în stare să înțeleagă cum trebuie să se poarte cu corpul lor de jurnaliști. Cum trebuie să intermedieze relația dintre corpul de jurnaliști și opinia editorială și putere. Atunci, marea majoritate, repet, în această incultura lor, au crezut că televiziunea, radioul, ziarul, site-ul pe care l-au, sunt niște mici pule de negociere pentru a obține bugete în plus sau pentru a încerca să militeze în interesul afacerilor personale sau pentru a-și apăra libertatea. Și aceste lucruri sunt permise, se întâmplă oriunde, dar sunt cu limită. Iar acea limită, un patron de presă poate să o priceapă dacă este pasionat și, repet, dacă are minima cultură care îi permite să înțeleagă care este adevăratul rol al jurnalistului și al presei. Asta este principala cauză pentru care noi suntem acolo unde suntem. Asta este principala cauză pentru care nu avem un specific național, pentru care nu avem o solidaritate în interiorul PSL-ului, pentru că fiecare s-a jucat în interes propriu atunci când a avut multă putere, ca patron de presă, a încercat să devină unicul interlocutor sau interlocutorul ales al puterii doar în interesele lui, uitând de ceilalți patroni din presă, uitând de onoarea sau de felul în care s-au angajat în fața oamenilor pe care iau redacții, se vor duce partea acea afacere, pentru că afacerea de presă este una specifică. Sigur, vinzi un produs pe baza acelui produs în casă, numai că acel produs este un produs sofisticat. El nu se face din ingrediente alimentare sau din unii produse industriale. El se face în baza convingerilor și a expertizei oamenilor care compun o redacție. Asta a dorit să înțeleagă nimeni și din acest motiv independența editorială fără de care nu se poate și libertatea de expresie
este astăzi într-un atât de mare pericol în România. De-aia ne mirăm și râdem când realitatea, nu realitatea TV, realitatea cotidiană este prezentată total pe dos, doar pentru că așa vrea patronul. Sigur, audiența este păcălită prin colportarea de minciuni publice, dar în care oamenii care se uită la televizor sau citesc ziarul respectiv cred infidelitate, pentru că presa nu e nevoie. Ne trezim dimineața, unii puțin astăzi citim ziarul pe hârtie, alții mult navigând pe site-urile de internet. Marea majoritate deschizând televizoarele și uitându-se la știrile de pe postul favorit sau care i-a convins de-a lungul timpului. Deci, noi ne începem ziua, trăim în timpul zilei și sfârșim ziua informându-ne. De-aia rolul presei este atât de mare și din acest motiv, felul total inconștient în care guvernările sau președinții României au tratat presa, este unul care îi declasifică, pentru că era prima datorie civică a unui președinte, indiferent cine a fi fost el, Iohannis Băsescu, Constantinescu, Iliescu, asigură această libertate de expresie, pentru că autocenzura funcționa în interiorul organismului de presă. Acolo, în studio, oameni care cunosc felul discuțiilor din interiorul organismului reglator, care înainte era Clubul Român de Presă, unde fiecare, sigur, avea preferințe, susținea niște cauze diferite de ale celuilalt. Dar atunci când era nevoie, era un interes național, erau discuții solide și toată lumea se ralia la acest deziderat și până la urmă îl îndeplinea și rămânea cu onoarea de jurnalist în regulă. Astăzi nu mai avem această situație și nu trebuie să dăm vina pe politicieni, pentru că aici e un șans în doi. Politicianul propune, dar patronul de presă poate să refuze. Și trebuie să o facă atunci când nu este cazul, atunci când jurnaliștii săi sunt puși în postura de a fi umilit, de a nu-și putea face meseria corespunzător, de a fi obligat să mint. Deci acest binom, adică politicianul sau omul de afaceri cu interese, respectiv patronul de presă, au acționat într-un mod tamavolnic împotriva independenței jurnalistice și rezultatul îl vedem astăzi, puține insule de normalitate și marea majoritate a celor care au trăit tranziția asta românească și au trăit înainte de 1989, își dau seama cât de mare este această pierdere, pentru că noi avem foarte mulți jurnaliști serioși și valoroși, care și-au această valoare după 1989, lucrând în sistemul totalitar, unde nu era posibil să scrii ceea ce vrei. Și au așteptat evenimentele de după 1989, tocmai din dorința de a-și putea exprima ideile în sfârșit, după 10, 20 sau 30 de ani, în care au fost obligați de sistemul concentraționar să nu-și expună opiniile. Și au putut o perioadă. Presa în anii 90 a fost liberă, chiar și după 2000 relativ. Dar apoi, imediat după 2000 și cu precădere în timpul și în momentul în care s-a instituit statul paralel din mandatele lui Băsescu, această misiune a devenit quasi imposibilă și de-aia foarte mulți jurnaliști valoroși au părăsit prin planul, alții au părăsit și preasla, alții și-au schimbat meseria, așa mai departe. Oricum, ca să închei pe un ton optimist, această 100 de ani aniversată astăzi este un eveniment pentru care eu, calitatea mea de patron de presă, îi felicit pe cei care se încăpățânează să creadă în independență editorială și atât cât se poate să-i convingă pe restul că nu asta e calea pe care trebuie să meargă presa românească. Da, Cosmin, crezi că putem să revenim la, mă rog, la o formă care, la care să reabiliteze presa românească acum în degringoladă, despre care vorbeai tu? Va fi foarte greu, pentru că pe lângă patronii cu interese, cu obligații sau cu postare, există și categoria jurnaliștilor acoperiți, care nu funcționează ca niște vectori de opinie proprie, greșită
sau bună, nu contează, dar este a lor, ci funcționează în baza unor ordine care vin din partea unor servicii secrete, românești sau străine, care le impun o agendă, în baza unui șantaj pe care îl aplică asupra lor, sau și în baza unor remunerații subterane care se livrează. Nu e un păcat să discuți cu ofițerii de informații sau cu șefii de servicii. Dimpotrivă, este o obligație pentru orice jurnalist care se respectă să încerce să ajungă în zona informațiilor adevărate, care, vrem nu vrem, sunt la serviciile de informații. Celebri investigatori din lume, din Europa, de peste tot, în presa liberă, așa au făcut. Păcatul este că relația nu este paritară, ci este o relație de tip coercitiv. Adică vine ofițerul de legătură și spune, băi, tu asta scrii, te zic eu. Pentru că ăsta este interesul instituției noastre, a serviciului secret pe care îl reprezint. Și respectivul care e agent de influență sau chiar ofițer acoperit nu mai poate să refuze, atunci începe acest transhitos al părerilor care nu sunt reale, nici cei care le scriu nu cred în ele, dar trebuie să o facă. Deci noi aici suntem cu patronii, marea majoritate în această categorie, și cu jurnaliștii, foarte mulți dintre ei, unii de prim plan, care nu-și mai respectă fișa postului pe care și-au asumat-o în fața publicului și a patronatului lor, ci merg pe această idee ca o datorie doar legată de ofițerul de legătură care îi poate șantaja cu fel de fel de dosare sau care le dă acea soldă lunară care e destul de consistentă. De cele mai multe ori este mai mare decât salariul pe care un jurnalist acoperit îl primește de la patronul lui. Bun, mă, dar mai putem ieși din gaura asta? Că, cum o spui tu, păi ar trebui să se adune iară toată lumea bună din presă și să constituie un organism destul de puternic în care toate lucrurile astea să fie încet, încet eliminate, așa cum s-au și adunat negative. Da, noi încercăm asta, știi foarte bine, tu știi și detalii pe care nu le pot spune public. Așa am făcut tot ceea ce depinde de mine în ultimii ani să pot să agreghez cât în acest marazm o anumită normalitate. E greu. Pot să evoc și o întâmplare. Acum vreo 5 ani, cred că, eram la o masă cu actualii patroni de presă, care nici unul dintre ei fusese arestat sau nu i se făcuse dosar. Și erau pe cai mari. Și am anunțat și le-am spus, bă băieți, trebuie să ne organizăm, pentru că altfel veți fi arestat. Uita la mine cu un aer superior, adică vrei să ne fii șef? Nu, nu vreau să nu fiu șef, e care avem un loc la masă. Păi punem pe altul șef. Și l-am indicat pe unul să fie șef, nu s-au așteptat. Dar, zic, voi o veți păți, pentru că aveți niște fapte, dacă nu veți fi uniți, acele fapte pe care le aveți vor fi folosite pentru ca să vă șantajeze, dar vă vor și aresta oamenii din statul paralel drept consecință. Lucru care s-a și întâmplat cu unii dintre ei, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, unii au făcut și pușcărie, alții sunt fugari prin alte țări. Nu pot să spun că am fost vizionar, dar am înțeles jocul statului paralel, pentru care cel mai mare pericol era libertatea de expresie și jurnalismul de investigație. Astăzi nu se mai face jurnalism de investigație. Astăzi se ia câte un comunicat de la DNA, se face copy-paste, nu atât de mult astăzi, ca în urmă cu un an sau doi, și se zice că și-ar fi făcut treaba. Asta a fost perioada în care, practic, jurnalismul de investigație a murit, pentru că investigația era, de fapt, după dictarea unor comunicate din partea parchetelor, fără o minimă verificare prealabilă, după cum au fost și astfel de investigații ascunse din interesul altor patroni din economia românească, care au plătit bani grei patronilor din presă pentru că anumite lucruri care erau în interesul cetățeanului să nu fie spuse sau scris. Asta a fost. Să sperăm că va fi mai bine. Da, ai dreptate. Domnilor, dacă doriți să adresați o... Deci, eu îl salut. Te mai țin un pic, Cosmin, pentru că sunt... Domnii poate vor să intre în legătură cu tine. Deci, eu îl salut pe Cosmin Gușă și subscriu la multe din lucrurile pe care le-a spus. Are dreptate apropo de ce se întâmplă cu presa, cu știrile care se rostogolesc, da, de la o agenție la alta și să ajung într-o televiziune și după aia în alta aceea, da, știre. Cosmin, aici... Sau să lăsăm să... Nu, asta e, și ce asta. Vreau să-l întreb, apropo de asta.
Deci felul în care sunt promovate fătucele, asta e, o să-l plagiez pe Cristoiu, să-l repet, nu, fătucele. Exact, deci așa le spune și despre asta e vorba. Dar eu vă întreb ceva, domnul Cosmin Guș, că ați spus problema ziariștilor acoperiți. Cum vă explicați că după 30 de ani aproape, în România nu se promulgă aceeași lege care există în Germania, care există în Franța și potrivit căreia ziariști acoperiți n-au ce să caute în presă? Care-i soluția? Cosmin, te ascultăm. Soluția este greu de vizualizat astăzi, dar există un filtru. Mai mult sau mai puțin, cam toți dintre noi știm cine este jurnalist acoperit sau nu. Scandalul de la finalul lui de la Realitatea, care nu ne-a făcut bine, dar măcar ne-am scuturat un pic, a fost generat mai de această calitate a unora care nu-i mai vedeți la televiziunea Realitatea de vreo lună și ceva, două luni, de această calitate a lor, pe care eu știam, dar atâta timp cât nu o jucau explicit, adică calitatea de jurnalist acoperit cu misiune de la ofițerul de legătură, nu m-a deranjat. Când au jucat-o explicit și într-un mod defavorabil instituției, poate că târziu, din punctul meu de vedere, atunci am fost de acord cu decizia conducerii redacționale și chiar am susținut-o să nu mai fie prezent. Soluția este foarte grea pentru că aici este un gem al complicităților reciproce, în care între ofițerul de legătură și jurnalist există foarte multe comunicări, de la SMS-uri până la mail-uri, și șantajul a devenit reciproc și atunci nu prea poate să scape nimeni din această chingă, nici ofițerul de legătură care poate să fie șantajat la rândul lui de către jurnalistul care a acceptat ordine într-o posibilă declarație explicită de a scăpa de rucsac, apropo de Robert Turcescu și declarația lui deplasată, după părerea mea, eu nu i-am cunoscut vreo legătură cu acel serviciu pe care l-a indicat el. Mi s-a părut atunci o făcătură din partea lui Robert, dar e treaba lui. Vedem că navighează acum bine în zona politică. Deci, procedural, nu putem să facem decât printr-o decizie comună, dacă scenariul pe care l-a prezentat Tavi, cei mai importanți patroni de presă s-ar hotărâ și s-ar întâlni și nu ar mai da voie acelor angajați sub pedeapsa emiterii să facă un joc care nu intră în ghila redacțională normală. Că așa ofițer acoperit, foarte mulți sunt pe viață. Ce să le facem? Dacă au acceptat odată jocul, nu mai poate iasă din horă. Dar profit de lucrul ăsta ca să mai spun încă o dată, mai și zâmbim, că primul meu loc de presă centrală a fost în calitate de corespondent al ziarului Cronica Română, unde în vremurile alea marele director și patron era Horia Alexandrescu, eram corespondentul de la Cluj, al Horia, și asta s-a întâmplat în urmă cu 24 sau 25 de ani, nu mai țin bine minte, dar cam așa e, 23-24 de ani, lucru pe care folosit mult, presa centrală dovedea mult mai multă rigoare și expertiză, iar Horia Alexandrescu atunci, în vremurile alea, pe lângă faptul că era foarte elegant, cum este și astăzi, era pe cai mari. Și acum e pe cai mari. Nu, eu îi mulțumesc lui Cosmin, dar încă o dată vreau să-l lămuriți. Cosmin, de unde trebuie să vină o asemenea inițiativă? De la vreun partid parlamentar? De la, sau de la o organizație sau a jurnaliștilor? Fraților, luați legea din Germania, legea din Franța și puneți-o și la noi. Și se va face curățenie. Automat. Domnul Gușa... Lasa politică nu este în poziția să fie în stare să genereze un asemenea demers, pentru că sunt prea smart, nu interesează, doar de la... Domnul Glăvan vrea să te mai întrebe ceva, Cosmin, te rog. Da. Nu neapărat să întreb. Sau să... Doar să vă mulțumesc pentru că atunci când v-am invitat la evenimentele de astăzi și ați aflat de ele, automat ați spus două ore la Realitatea,
cu Octavian Hoandă. Pentru acest lucru vă mulțumesc. Și chiar dacă până în acest moment nu s-a prea discutat de aceste evenimente în mod deosebit, pentru că ele pot să genereze ceva în continuare, vreau să vă asigur, domnul Gușă, și pe dumneavoastră, desigur, și pe toți, să spunem, patronii, redactorii, managerii de presă, că pot găsi la Uniunea Ziariștilor Profesioniști un partener viabil pentru a îndrepta unele lucruri, atât cât ele se pot îndrepta. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul Glevan, pentru aprecieri. Să știți că n-am fost total dezinteresat. Eu chiar mă bazez pe ceea ce reprezintă UZFR-ul. În a putea să facem ceva pozitiv, pentru că nu mă las. Vreau să facem ceva pozitiv în presa românească. Și celor mai tineri care ne ascultă și ne urmăresc în acest moment, vreau să le spun că eu am crescut și m-am dezvoltat auzind la Radio România relatările pe care le făceați de la diverse evenimente. Adică sunteți unul greu pe care poate cei de la televizor nu vă identifică cu multă precizie acum, dar cei cu experiență sigur o să o facă. Dorul Tiro Glevan este o voce legendară al radioului românesc, alături de Paul Grigoriu, regretatul Paul Grigoriu, și alții pe care i-am uitat, din păcate, dar eu mi-amintesc cu plăcere și cu mult respect. Mulțumesc frumos! V-aș adresa și o întrebare, domnule Gușe. Sunt Miron Manega, ispravnicul de concept al ziarului Certitudinea, care apare sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Domnule Gușe, mă interesează opinia dumneavoastră despre acest aspect. În zona, în lumea serviciilor secrete, există români patrioți sau această profesie este incompatibilă cu noțiunea de patriotism? În zona serviciilor secrete au perpetuat și după 1989 foarte mulți ofițeri patrioți. Jocurile șefilor de servicii i-au decimat pe rând, e unele unități întregi, alții au fost forțați să plece din sistem. Există însă o nouă generație, din câte știu eu și cred că știu bine și mă feresc să spun, care defilează cu tricou cu România și o fac din convingere, o generație de oameni tineri care nu s-au simțit bine în perioada statului paralel. Să nu credem noi că vreo majoritate din SRI, spre exemplu, a fost bucuroasă să vadă felul în care unul ca și Florian Coldea sau George Maior uzufructează acea calitate a lor de șef de serviciu în interes personal și, atenție, împotriva interesului național. Nu. Au fost mulți, foarte mulți, care n-au putut să accepte și, de asemenea, unii tineri au plecat din sistem, alții au rămas acolo. Și au câștigat un soi de independență după plecarea lui Coldea și a lui Maior, dar Coldea a plecat mai târziu. Și eu mă bazez pe surprize plăcute din partea acestor ofițeri din noua generație care au învățat la aceleași școli unde predau foștii generali care, sigur, de multe ori le spunem securiști. Au fost și securiști. Au fost și multe excese împotriva drepturilor omului. Nu atât de multe ca în Ungaria, spre exemplu, unde au fost mai multe. Dar nu mai vorbim despre Uniunea Sovietică. Dar serviciile secrete românești au fost niște servicii secrete puternice în interes național, tocmai pentru că au avut patrioți la vârf. Și eu cred că au mai rămas și mă bazez inclusiv asta. Deci există o mișcare de rezistență în interiorul serviciilor secrete, în sensul în care ne interesează pe noi cei care ne mai gândim la România. Vă mulțumesc foarte mult! Domnilor, domnule Gușă, Cosmin, prieten drag, îți mulțumesc pentru această intervenție, pe jumătate tristă, pe jumătate veselă, cum ai spus și tu. Te așteptăm aici să continuăm. Am avut foarte multe ecouri după emisiunile care le-am făcut de sărbători. Toată lumea zice să le continuăm. Eu cred că merită. Dacă... Le continuăm. Da. Hai repede acasă că ai treabă aici. Uite, presa renaște. Măcar am dat un semnal. Mulțumim foarte mult să vii, să-ți ajute Dumnezeu să vii cu bine. Te așteptăm în studio. Seară bună în continuare. Domnilor, o mare problemă acoperită aceștia. E clar o mare problemă și în presă, și în societate. Și cum rezolvăm problema asta? Uite, să faci cu Cosmin.
Luați, domnule, proiectul legii care există în Germania, da? Sau în Franța. În Franța, mă rog, acum, uite, asta se apără știrea că s-a prăbușit și Macron. Vine tare, doamna Le Pen, deci știre de astă seară. Luați legea din Germania, domnule. Luați legea și ori o discută ziariștii, da, că e Clubul Presei, că e UZPR-ul, deci să adune, uite, să dea Cosmin, să dea un semnal de adunare, o dezbatere a liderilor din presa română, a directorilor de presă, da, și să fie o inițiativă a presei române. Da? Da. Vrem curățarea presei române. Pentru că în momentul ăla vor fi destule surprize. Depinde, da? Cine face curățarea. Că păi să-i curăță pe cei... Păi de asta e nevoie de organizații. Domnul Manega, problema stă în felul următor. Cosmin spune, domne, patronii și șefii de presă cam știu cine-i plantat pe acolo. Nu, domne, în clipa în care s-a dat legea, instituțiile vor fi obligate să-și retragă oamenii. La revedere. Lege. Înțelegeți? Noi și le spun, băieți, gata, poftiți înapoi acasă. Deci despre asta e vorba. Așa se întâmplă în Germania și în Franța. Da? El are dreptate ce spune Cosmin. Se poate rezolva și din interiorul sistemului de breaslă. Nu se poate. Pentru că nu poate. N-aveți controlul... N-avem. Așa nu există control la... Păi și atunci cum poți să te duci să-i spui una, voi, tu ești acoperit? N-ai dovada, la revedere. Pun, dar într-o redacție, Horia. Cum erau redacțiile pe vremuri. Tavi, nu-i adevărat. Foarte greu să... Tavi, nu-i adevărat. E foarte greu ca șef, ca redactor șef, ca patron, ca redactor șef, care e tot ziua acolo, să nu-ți dai seama. Suntem ziariști, totuși. Dom'le, e foarte greu. Dată, acum, deci, când fiecare își trimite textul de acasă, nu ai dreptate, că nu mai există, deci, la ora 9, nu, adu-ți aminte. Riști să acuzi un om, să acuzi un om degeaba. Pentru că el poate să aibă... Nu, dar ai suspiciuni, ești mai atent. Deci, elimini din start o posibilitate. Dom'le, de ce să ne ascundem după deget? Legea, ca în Germania, da? E bine ce face Germania? E bine ce face Franța? Da. Puneți în dezbatere chestia asta în presa română, da? Eu sunt pensionar, Sergiu e pensionar, deci încă o dată. Puneți în dezbatere chestia asta și să decidă jurnaliștii. Pentru că eu știu că sunt câteva voci din presa română autorizate. Nu știu, Liviu Mihaiu, mi-aduc aminte acum, care a cerut și a zis că lansează o campanie și așa mai departe. Puneți în dezbatere și să decidă jurnaliștii, dar breasla să decidă. Eu, da? Nu cred că și atunci, formal, dinspre breaslă, eu nu cred că la formal la cineva la... n-ar fi de acord să se întâmple lucrul ăsta. Nu cred. Cel puțin formal. Încă o dată, suntem Uniunea Europeană. Au plecat toată elita Uniunii Europene. Azi au plecat înapoi de la București. Suntem Uniunea Europeană. Vrem să fim, vrem, da? Să luăm de acolo. Atunci să facem, bineînțeles. Despre asta e vorba. Da, așa e. Cum e, domnul Andon? Dumneavoastră aveți mai multă experiență cu... Cu serviciile secrete? Nu! Da, am, pentru că o să și scot o carte despre deconspirarea deconspirării, CNSAS mă refer. E un sector, dar nu vreau să vă răspund la întrebare. Totuși să se vrea. Dacă și vrem zic noi, să se vrea, înțeleg, vrea să, să vrea obștea, să vrea obștea, societatea, sigur, care trăiește și ea din trădări, din... ambiguități, să vrea patronatul, să vrea și serviciile chiar. Totuși să se vrea, adică, ce vreau să spun, dacă se vrea, soluțiile nu sunt simple, dar există. Dacă nu se vrea, orice soluție, legea din Germania, sumum de legi, nu o să dea niciun rezultat. Pentru și reforma că din interior, reperirea beneficiază de doi mari factori. Unu, secretul, care trec 50 de ani ca să afli după aia, să poți să o aplici. Și doi, suprabugetarea. O cauză și asta. Pentru că dacă suprabugetezi serviciile, le dai posibilitatea să aibă preocupări mult mai extinse decât ar trebui. Și da, să bagă. Trebuie să facem o pauză de publicitate, dar asta mi-am zis cu se vrea. Mi-am să aminte de Dorel Vișan, care întreba acasă, băi, unde e sticla aia de suică din bibliotecă? Și mi-am zis, s-a băut. Cum adică s-a băut? Să se vrea. Pauză și revenim.
Am revenit, doamnelor, domnilor, pentru ultima parte. Îmi pare rău că e ultima parte a emisiunii. Primesc foarte multe mesaje. Mulțumesc tuturor celor care aplaudă inițiativa Uniunii. Nu e a mea, eu nu fac decât să aduc, să fac apel la memoria presei românești și chiar m-am gândit și aș vrea să discutăm cât avem timp și acest subiect. În vremea când s-a plănuit, eu continu să cred, distrugerea presei scrise românești, s-a început să acrediteze ideea, domnilor, că a fi ziarist este o meserie, nu o profesie, și că oricine poate să o practice și că nu trebuie talent, ci trebuie numai consecvență. Eu încă mai cred că fără talent, asta fiind o meserie, o profesie vocațională, fără talent, nu ești ziarist. Sigur, toată lumea poate să vină, poate să scrie, poate să vadă o scenă, poate să o descrie în cuvinte puține, dar fără talent. Eu încă mai cred că nu asta înseamnă un jurnalist lipsit de vocație și numai din dorința de a fi extraordinar, de a ieși în față. Poate că greșesc, vreau să mă consult și cu dumneavoastră. Cum este? Așa este, domnule președinte. Eu cred tare mult că vocația este cea care poate să îți dea dreptul să aspiri la ceva, indiferent la ce, chiar și în gazetărie. În primul rând, vocația, la care să adaugi apoi preocuparea ta de pregătire de sine. Dacă se vorbea aici puțin de faptul că tinerii nu sunt prea bine pregătiți, chiar minimal, cred că pregătirea de sine este foarte importantă. Cel care dorește să izbândească în această profesie extraordinar de frumoasă și riscantă, trebuie să se pregătească în primul rând pentru sine. El să fie pregătit să întâmpine toate aceste probleme ale societății. Și atunci cred că poate să devină chiar un jurnalist profesionist. În rest, dacă rămâne un meseriaș, acela nu este jurnalist, cum nu-l acceptă nimeni, cel puțin această seară, cum am convenit. Așa e. Da, însă, domnul Roandre, eu aș vrea să punctăm, pentru că timpul ne presează, da? Și eu, și de la radio sunt obișnuit să fiu atent la secunde. Secunde, da. Aș vrea să punctez doar atât că ziua de astăzi, de 11 ianuarie 2019, o consider o zi importantă, pentru că am recunoscut acest secol de jurnalist profesionist din România, prin faptul că am plantat acea plăcuță acolo, am fost preocupat de acest lucru, de cinstire. Dar și celălalt moment, la care revin foarte pe scurt, că este semnalul că noi, Uniunea Ziariștilor Profesioniști, suntem dispuși, suntem deschiși spre toți cei care practică această profesie. Să le spunem, profesie. Cum să vă caute, cum să vină, să... Da, avem contactele, vom face acest lucru și invitația pe care am făcut-o noi la Casa Capșa astăzi nu a fost ca să vină în Uniunea noastră neapărat, ci să înțeleagă semnul nostru de deschidere spre toți cei care lucrează în presă. De aici însă, cred că urmează etape importante și putem construi ceea ce și aici, și Horia, și dumneavoastră ați tot invocat problema aceasta cu Clubul Român de Presă, categoric asocierea este opțională, să se refacă Clubul Român de Presă, să se refacă orice s-ar reface. Doar spun că Uniunea Ziariștilor Profesioniști cred că își poate construi deja instrumente necesare ca să soluționeze o parte din problemele presei. Nu le vom rezolva în totalitate, niciodată nu se va rezolva. Dar ele se pot aplana, da? Tocmai prin acest gând sincer pe care îl avem de a aduce împreună. De a aduce împreună să ne vedem mai mult, să acționăm mai mult chiar pentru anumite legi. De ce nu am face treaba aceasta chiar noi? Fiind bine României. Cum am avut inițiative legislative, cu una ne-a reușit pe deplin, apreciat aceea cu introducerea jurnaliștilor între uniunile de creație, care este foarte importantă pentru jurnaliști. Și o organizație de creatori, organizația dumneavoastră. De creație, da. Așa? Așa cum mai avem o inițiativă legislativă care cred că se va încheia cu bine după 2 ani de stagnare, ziua ziaristului român, să existe și acest lucru. De ce să ne bucurăm noi de ziua mondială a presei sau de ziua presei europene sau așa ceva? Putem face acest lucru, dar apropo de puterea, putința, dorința de a face
și asemenea inițiative, chiar legislative, pentru mai binele Bresei. Cred tare mult, sunt din fire optimist și peste tot unde am fost, și nu în multe locuri de muncă, în jurul meu a fost bucuria, a fost zâmbetul, cântecul și foarte multe realizări. Cred că acest lucru se poate transfera și la Uniunea Ziariștilor, unde s-a instaurat deja un asemenea regim. De aceea vă invit să veniți în Uniune, ca eu pe foarte mulți... Eu vin cu mare plăcere, am și aranjat deja... Se reactivează și fostul președinte al Uniunii Horia Alexandrescu. Dacă mă recomandă maestru Horia Alexandrescu. Oricând, cu drag. Domnul Sergiu Andon este trup și suflet pentru noi și trebuie să ne bucurăm fiecare de fiecare. O să vă răspund la întrebarea cu talentul. Fără să zic... Știți ce m-am gândit în momentul ăsta? Da. Că să mă întrebați pe mine. Nu, am vrut să... Am deschis discuția, dar mă gândeam ce zicea Caragiale. La un moment dat aveam pus în noi... Mai aveam obiceiul cenaclurilor literare pe vremuri și acolo, la sus, la cenaclu, era scris de doamna Mimi Barbu, Caragiale, pentru orice român ce știe a citi, cel mai greu lucru e a nu scrie. Vă rog, maestru. Pentru mine prioritară e conștiința. Conștiința profesională, conștiința de a transmite, cum spuneam, informația sau ideea, sincer, obiectiv, prompt. Talentul e și el foarte necesar, dar aici e ca în armată, nu în sensul strict ierarhic a putere. Ai pedestrimea, ai infanteria. Nu trebuie să fie toată infanteria talentată, dar trebuie să fie conștiincioasă, obiectivă și promptă în ce face. Și talentele vin apoi ierarhici. Plutonier major, ce sunt eu la terminarea armatei, locotenenți, maiori, colonei, generali, mareșali. E nevoie. Și crește publicistica în prezența talentelor. Așa-i. Dar ea ca sistem trăiește prin conștiință profesională față de aceste comandamente. Așa adevăr, promptitudine și obiectivitate. Care să leagă de adevăr. Așa e. Dar să vă aduceți aminte cum lucrăm noi cu mașina de scris, cu linotipul. Dar eu le-am și acum acasă și mașina lui taică, nu, cu carul mare. Am văzut mai repede, era o imagine dintr-o zețărie, dintr-o... Și mă gândeam, deci, oare cât mai înțeleg ce cu mașinile... Linotip când era aia. Da, era linotip, da. Linotip, da. Și băteau ei acolo la calandru și mă gândeam, oare cine mai înțelege... Ei, uite, aș vrea să... Scuzați-mă, un moment emoționat și eu. Aș vrea să transmitem în această zi frumoasă, așa un gând pios, să zicem, sau de recunoștință, celor mai mari aliați ai profesiei noastre și care au dispărut. Tipografii. Tipografii. Corect. Puțină lume știe, s-a mai vorbit pe istorie, așa, mai ales pe istoriile politice, că tipografii erau o clasă muncitoare mai elevată, așa și era. Dar vă spun ca lucrător care și acum am alergie la mirosul de cerneluri tipografice și de plumb, deci care am trăit între ei, niște oameni extraordinari, principalii critici. Așa cum în teatru, dacă vrei să știi dacă ai reușit, întreb, te uiți la garderobieră, la plasatoarele, întreb, acolo se judeca presa. În ce spunea păi tipograful? Nu numai, da, aveau discernământ, erau foarte inteligenți, plini de umor, ce să mai spun. Păi trăiau între ziariști, erau colegi cu noi. Știau limba română. Știau limba română, da. Ne faci nostalgici aici, știi? Păi nu, dar eu mi-aduc aminte. Am dormit în tipografie. Am dormit în tipografie. Dădeam de băut acolo, știți cum era noaptea la tipografie? Deci eram prieten cu linotipiștii, cu paginatorii. Eu am luat doi paginatori după ce am plecat de la Tineretul. Am luat doi pe care i-am făcut tehnoredactor după aia și făceau machete în redacție. Lucraseră la paginație, cu plumbul, lucrau acolo. Ce vreau să spun? Pentru presă. Sigur, s-a schimbat mult. S-a dus și mașina de scris, a venit calculatorul, a venit internetul, a venit Google. Deci, încă o dată, pentru presă, și asta e valabilă pentru toți conducătorii de instituții de presă, a venit partea negativă. Deci, reporterii nu mai fac teren. Presa înseamnă, în primul rând, informație. Eu te întreb... Dacă îmi spui o redacție în care fiecare redactor vine la servici dimineața la 8 și aduce
două știri proprii. Aproape da. Că a dispărut știrea proprie. Redactorii, eu aveam o vorbă la un moment dat, știi că am făcut, la un moment dat, la unul din cotidianele pe care le-am condus, am făcut următorul lucru. Am spus, începând de mâine dimineață, toată lumea vine la redacție cu două știri. Și le spuneam, eu sigur că exageram, dacă ești ziarist și ai chemare, cum zice Sergiu, și stai la etajul 10 în bloc, până la parter găsești o știre. Știi ce am făcut a doua zi? Am venit la secretară și i-am spus, ia dă-mă o amendă de nu știu cât am dat acolo. Păi știi, cum să vă dau amendă? Ce, n-am adus două știri. Ziua următoare au luat sancțiune, toată conducerea, da, după mine, și a început alergătura după știri. Nu se mai aleargă după știri. Redactorii se așează la calculator. La primesc, cum spunea Cosmin. Agenția, spuneau, primesc dosarul, domnule. Iau știrea din agenție, unii nici nu se mai deranjează să schimbe formulările și le iau să rostogolesc aceleași știri peste tot. Asta duce la moartea presei, la moartea meseriei. Deci, încă o dată, toți directorii, uite, îi spun și lui Cosmin, ia cerețile o lună de zile să aducă fiecare câte o știre dimineața, să vedeți ce bogăție de informații o să aveți. Mă opresc aici. Vă rog. Este fără îndoială o profesie vocațională. Dar nu doar atât. Trei criterii, acum în continuare ce spunea domnul Sergiu Andon, trei criterii te pot defini ca ziarist. Talentul, conștiința, așa cum a spus și domnul Andon, și sistemul de valori la care te raportezi, tipul de discernământ pe care îl ai. Lipsa de conștiință, de exemplu, te transformă în mercenar, iar un ticălos talentat e mult mai periculos decât un ticălos agramat, să zicem, sau lipsit de talent. Și aș mai adăuga la cele ce am spus, formula de salut la un pahar a lui Ion Luca Caragiale. Cinste și gramatică. Gramatică. Corect. Bun, dar vedeți, noi facem bine că evocăm lucrurile astea. Poate că ar trebui... Că au fost uitate. Da, au fost uitate în timp. Presa din România a fost și altfel. Așa e. A avut și culoare, a avut și umor, a avut și prietenii. Asta e partea negativă pe care a adus-o revoluția tehnologică. Deci, trebuie să vedem și lucrul ăsta. Și o anumită concepție despre menirea. Eu am și acum acasă, Sergiu, iartă-mă o secundă. Eu am și acum acasă caiete cu documentare. Documentare. Ce a spus Ionescu acolo în ziua de cutare, da? Mi le scrieam de mână la vremea aia. Caiete de alea studențești. Mă ispitea să vorbesc de primii ani. Eu vreau să spun de ce am evitat. Dacă ați observat, am evitat. Pe unul din lucrurile, dintre lucrurile cele mai nefericite care s-au întâmplat, a fost în condițiile în care o parte mare din ziariști erau din vechea presă și abia așteptau să facă presă nouă și abia așteptau să se exprime liber, a apărut curentul ăsta al senzaționalismului. Cu celebrul exemplu... Găina care naște pui vin. Aia naște pui vin, am vrut să pomenesc, aia a fost reală, dar în școlile de jurnalistică, probabil nu la tine, să dădea celebrul exemplu, dacă spui un câine a mușcat un om, nu-i știre. Căutați știre, omul care a mușcat câine. Da. Și s-a identificat presă liberă, nu presă de substanță și de informație reală, ci presă senzațională. Iar acum o vedem, iau la întâmplare, domeniul parlamentar. Uitați-vă ce ne parvine ca informații în Parlament. Și ar fi lucruri interesante de spus. Categoric. Să aibă cineva capacitatea să discute o perspectivă legislativă, pericolele unei legiferări bolnave. Eu pot să vă dau exemplu. El se uite cine cu cine se ceartă. Nu mai există discursuri în Parlament. Cine ațipește? Discursurile de 15 secunde. Și asta ar trebui amendat. Păi da. Dar dacă presa ar reflecta, ar exista. Poate că aici noi am pierdut rolul ăsta. Sigur, am inoculat și noi. Aduceți-vă n-am mai văzut aminte cum erau ziarele pe vremuri. Deschidea erau discursurile parlamentare. Da, dar acum se mai caută dacă ați văzut care stau cu pancartele în Parlament și aduc goarna în Parlament.
Acum contează dacă a țipit, ce a mâncat la bufet, cum ducea asta, unde își petrece concediu. Astea știrile care le auzim. De ce există? Cine și cu cine se combină, cum își racolează partidele parlamentare de la unul la altul, care se va despărți. M-am plictisit și de jocurile astea. Deja analiză. Pe mine mă deranjează. Dacă zici, domne, faci prognosticuri în legătură cu un partid, că ăla se va duce acolo, care o chestie, dar ai deja analiză. Analiză, dar începem la fake news, începem cu sondaje care sunt fake. Confundarea libertății de exprimare și modernității cu goana după senzațional și inocularea ideii că o discuție cât de cât serioasă, sigur, inteligibilă pentru cercurile cele mai lași, dar că aia ar prezenta interesul, dispariția analizării temelor majore în presă, pe înțeles oamenilor. Și da, goana, cum spuneam, simplistă după senzațional, e una dintre cauzele care au coborât nivelul presei, alături de limba română, cum s-a zis aici, alături de mercenariat, cum s-a zis aici, alături de războaiele hibride, că n-am rostit și mă bucur că la realitatea pot să întăresc, am auzit deseori pe postul dumneavoastră atitudini și atenționări, că suntem teritoriu de război hibrid. Dar suntem niște naivi dacă nu crede, știu. Dar o spun acum și din punct de vedere al presei. Noi e bine, sperăm, facem, scoatem acoperiții. Dar cu războiul hibrid ce facem? Așa da, că corect. Fenomenul e foarte păi cu, care se război. Duce. Și păi se duce și aici pe ai, presă. După cum văd eu lucrurile, aici ar trebui, presa are multe informații, coroborează tocmai prin abundența de informații, coroborează și lipește multe fire și poți să-i spun omului care săracul nu are posibilitatea. Da, ne întoarcem la ce vă spuneam. Totuși să se vrea. Păi, da, dumneavoastră, vezi, nu judecați totul după știi, realitatea. Apropo de știri, știi ce? Deci, în ultimii ani s-a cultivat ideea asta de, domne, am aflat pe surse că... Asta cu pe surse mă ucide chestia. Bun. Asta. Și atunci vreau să spun ceva. Deci, dacă pui în capul știrii, deși nu așa, am aflat pe surse că... Deci toată lumea le dă pe surse, dar e adevăr total. Aici începe problema. Și de aici se ajunge la pasul următor, fake news-ul, de care vorbeam și am vorbit și azi dimineață și vorbeam și mai devreme. Vedeți deci, ce înseamnă o redacție, cum era pe vremuri? Nu, acolo nu, nu poți să vii la redactorul și să-i spui, domne, pe surse am făcut știrea asta. Bravo. Hai, mă, iar eu mai spun altceva. Ești ziarist ca să, și poți să dai o știre falsă. Deci în momentul ăla nu mai e nicio legătură cu meseria asta. Nicio legătură. Deci da, aici este o... Jumătate e falsă, e războiul hibrid, vorba domnului Andor. Și aici e povestea. Jumătate. Marele păcat al presei post-decembrist este acela că a generat o percepție falsă a știrii. A deformat psihologia publică. Cultivând acest senzaționalism. De fapt, cititorul are nevoie de partea spectaculoasă a realității, pentru că de-aia este presă. Dar s-a ajuns la suprapunerea senzaționalului de 2 lei cu spectaculosul. Spectaculosul îl găsești în orice, dacă vrei. Și trebuie să ții cont de nivelul psihologiei colective ca să poți să introduci în știre, în această forma deja deformată sau aspectul deja deformat, cititorul are psihologia copilului care nu ți înghite medicamentul pentru că e amară, dar dacă îl pui într-o capsulă da, colorată sau dulce, înghite capsula. Corect. Deci trebuie să ai tu ca ziarist percepției colective da, ca să poți să-i învelești, să-i bagi medicamentul în capsula care îi convine lui. Cea mai periculoasă formă de presă este presa care vinde capsule goale. Și asta se întâmplă acum. Vinde nimic. Cine vinde mai mult nimic. Dar să știți că... A dispărut reportajul de presă. Mă gândeam acum la Brunea Fox și la care reportajele. Nu, avem report. Deci încă o dată. Reportaj de presă. Acum, în sărbători, l-am citit pe Nistorescu. A avut niște reportaje... Păi Nistorescu a scris cărți de reportaj. Păi ai spus că a dispărut, n-a dispărut. Păi n-a dispărut Nistorescu. Dar reportajul ca gen. Reportajul e gen literar. Așa e și gen literar. Gen literar, totuși. Am citit Brunea Fox
reportajele mele. Oare câți dintre ziariștii care se numesc ziariști au citit cartea aia, reportajele mele? Ai literatură deja. Păi nu, dar e meseria ta. Nu ar trebui să-ți cunoști înaintea? Greu. Seamănă reportajul literar cu reportajul gazetăresc. Sigur. Dar sunt totuși diferite. Păi nu, reportajul gazetăresc este gen literar. Este creație. Este creație, creație. Corect. Deci, am citit, da. Mai există, pe aici, pe acolo. Deci... De asta încercăm să impunem ca reper al presei ziua de 28 iunie, ziua arestării libertății presei, să zicem, ziua în care Eminescu a fost scos cu forța din viața publică și băgat în cămașa de forță. Eminescu a fost un jurnalist creator, a fost un gazetar de atitudine. Era un geniu, raportat totuși la un sistem de valori. De asta încercăm să-l impunem și de asta există opoziție. Cum? De ce 28 iunie? 28 iunie. Da, pentru că eu zic canonică nu este o zi în care petrecem. Este o zi, un semnal de alarmă în care noi, gazetarii, să știm că oricând putem fi băgați în cămașa de forță. De două mandate, trei mandate am încercat, după ce a fost aprobat în unanimitate de toate comisiile, a trecut prin plenuri, la un moment dat, aceleași comisii au votat în unanimitate aproape împotrivă. Ceva s-a întâmplat între timp. De ce Eminescu? Cel tot plimbați pe Eminescu prin Parlamentul României. Sau și, mă rog, nu mă abțin, poate spune domnul Glăvan mai mult despre asta. Și ce vector de presă a ilustrat nereușit asta? Cum? Ce vector, în ce vector de presă s-a vehiculat știrea cu reculul proiectului de lege? Păi nu s-a reflectat decât pe platformele pe care am putut. Da. Emisiunea mea, că nu la inițiativa noastră. Emisiunea mea se numește Trezește-te, George, Trezește-te, Ioane. Acolo unde am putut. Pentru că o asemenea știre n-a fost preluată de nimeni până acum, dar poate o faceți dumneavoastră de acum încolo. Eu vă primesc. Deci bătălia pentru Eminescu. Când continuă. Doriți, aici aveți o masă de dezbatere și vă felicit pentru tot ce ați făcut și ce ce ați făcut astăzi. Aveți, este o zi emblematică, moment emblematic în istoria. Avem și un imn. Imnul jurnalist. Și poate că l-ascultăm dacă Silviu îl are, pentru că e frumos că avem și un imn al jurnalismului. Cu ocazia asta, în timp ce oamenii de acasă ascultă imnul, eu vă mulțumesc că ați fost aici până așa târziu și am putut vorbi așa de mult și așa, deși așa de rar, despre nobila această profesie de jurnalist. M-aș bucura ca toți cei tineri să se gândească de mai multe ori înainte de a se dedica acestui nobil scop de a fi jurnalist în slujba cetățeanului. Doamnelor, domnilor, stimați invitați, până săptămâna viitoare, să vă dea Dumnezeu numai bine. Mâine vă întâlnesc cu prietenul meu, Rareș Bogdan, proaspăt, odihnit. O să vă țin în priză cum nu v-ați gândit. La revedere! Ție ți-a fost dat și ți-a fost lăsat să fii mărturia clipei veșnicia. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Banii nu sunt plata ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii.